Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua tuturor! Trebuie să vedem cum se vede până acum. Totul bine? S-aude bine? 20, 20? Spor la live! Mersi mult, Paule! Și așa. Bună ziua tuturor! Ok, s-aude totul bine? Intrăm de data și pe minatul joc Medi Indori, dacă vă vine să credeți. Așa. Asta să văd aici, asta să-l văd aici chat-ul și OBS-ul să mi-l las în bară. Ok, ok. Dariu Sonia. Ochelari de soare. Salut, salut. Don't forget to suba caraib. Hai să pornim conturile. Să închid textul. Să las metinosul pe metin de client. Am nevoie de toate conturile. Să scot prima dată itemele de la 6-7. Pe ăsta și pe ninja. Bun, bun, bun. Am băgat oare toate? Cred că da. Salut, Gana, frate, pentru medii 45 pe zodiac. Mersi, bă, chiar nu trebuia. Mersi, mersi, chiar nu era nevoie să mă felicit, ești un scump. Hai să vedem. Clientele de metinos. Hai să intrăm prima dată pe sura low. Să vedem dacă am prins ceva pe 6-7 aici. S-aude totul bine, totul merge cum trebuiește, ok, hai să pornim și filmarea, că iară după aia când decupez se vede urât. O ieșuat 6-7 aici, îi mai băgăm o tură 6-7, adaugă bonus, ok, și suralău îl putem închide, da, îl pot închide, bun, mutăm pe șamancă. Să ne mutăm aici. 6-7. O ieșuat iară, mă, pe colierul ăsta, bă. Ai, 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 ai. Să adăugăm iară, mă, mănânc ochiul. Ok. Șamanca cam atâta. Hai să vedem și pe contul de War. Am vândut ceva chestii, am văzut că... Văd că am vândut ceva pe... Pe shop. Ce misiune avem astăzi? Adică săptămâna asta? Nemere, 20 de șefi, 35 șefi. Ok. 6-7, o ieșuat și pe o trăvită. Să mai băgăm o trăvită odată. De așa să intru și pe... Pe șaman, că să-mi dau niște marcasite verzi. Ok. Să le băgăm astea. Trăvită iară. Deci marcasite, 40 medie. Bun.
Hai să vedem pe ninja. Pe ninja, o eșuat iară pe rubinul. Mai am arca sitemov, mai am încă 10. Se bagă și ăstea. Din Jinjo, Jino, din Shinsho, transformării. Uite, mă, mers transformării, 4 puncte până acum. Era singurul că joci cu Bobu. Bă, cum te-ai prins tu, mă? Uite, transformării XP asta trebuie să meargă pe War. Hai să ducem și la biolog. Mă, cum s-a prins fainul că eu joc cu M2. Așa. Blesteme. O eșuat. Bă, dar ce tare eșuează blestemele astea, mă, câte mi-am dedus încă. Încă două cărți. E ok. E ok. Salut, chat, bine v-am regăsit la un nou live pentru pe Farming Simulator. Ganu farmerul adevărat aici de față, cum v-am obișnuit de fiecare dată, suntem aici. Să ducem ninja la un apoi, rubinii am băgat înapoi la 6-7. Hai să schimbăm caracterul. Hai să vedem pe ăsta alt. Ok. Ce mai vreau să mai fac? Să văd aici pe 6-7. Eșuat, mă, bă, dar pe papuci ăștia greu intrăm a 6-7-le. Îi băgăm odată. Și aici cu ninja low one cam terminat treaba. Hai să vedem pe War. Pe War 6-7 am băgat acum o trăvita. Un iureș, nu pot citi. Transformări XP. Limb Shinsho, limb Jino. Păi ok. Mai am o sunzi aici. Și ce aș mai avea de dat pe șaman? Că ia stai să văd. Un sunzi aici. Da, hai să mutăm înapoi pe șamancă. Sunzi, o eșuat. O să vreau să bag un seseu. O eșuat și seseu. Mersi acolo de inimioară. Să curgă inimioarile. Ok. Ne ducem înapoi pe Warrior. Bă, am făcut ceva mantea seară la event. Cu toate că eu l-am bătut pentru mantii. Hai să arunc drop-ul ăsta din razatoare. Am deschis și niște razatoare. Aseară au fost ce trebuie. Bună seara, Adelinule! Bună seara, bună seara! Asta să bagă mantile astea în depozit. Mamă, avem transformări XP aici. Am o grămadă, o grămadă de cărți. Văd că ești un om foarte cool. Nu am văzut la nimeni atâtea cărți. Mă, dacă ai multe cărți, nu înseamnă că ești cool. Mai trebuie să le și citești. Mamă, ce live matinal putem spune? Se poate zice și așa. Te salut, domnule, salut, Mr. Costin. Salut, salut, salut. Mergem imediat înapoi în fermecată, mă, că e event cu iureșuri, cu de-astea, cum le zice, cu citite concentrate. Zodiaca asta blestemată, 4 abilitate. O luăm înapoi pe asta clasică. Mergem să verificăm shop-ul, să văd că nici n-am deschis astăzi. Ia să văd zodiaca. Ce să mai vezi? Uite aici, 4 medie, 4 abilitate, 3, minus 3 medie, 4 abilitate. Ok. Ce aș vrea eu să fac? Să mă duc rapid să văd în map 1 dacă, adică în bazar, dacă s-o vându ceva. Câte ai băgate? Vreo 520-530. Uite, s-o mai vându din raza doare. Mai 16 ore, 17 ore din shop offline. Ai. Mi-a făcut 200 de blesuri, văd că. Hai să iau și blesurile, să le bag aici. Astea, hai să le bag astea pe shop. Blesurile le lăsăm aici. Astea aici, astea aici. N-ai mai farmat ieri? Ba da. Seara am farmat. Era vrăjește la 9? Ba da, am stat toată seara. A apărut și videoclip și de toate. Am fost acolo. Trebuie dusă la biserica zodiaca sau trebuie adusă biserica la zodiaca, că e jale cu ea. Hai să mergem un pic în bazar. Mergem un pic în bazar. Să văd, să bag raza doar astea ce le mai am pe shop. Hai bă, intră. Am ce am dat un enter, tot o sărită butoanele de pe ea.
Ok, 8 plus 9, dar am încercat, dar nu vreau. Am încercat, dar nu vrea nici plus 9 făcută. Hai să mai bag pe shop un alta. Astea ar trebui băgate pe shop, plus razadoarele. Ce le mai am? Am câteva razadoare pe aici, pe șamancă. De așa să le dau aici. N-am apucat să mai cu laiba mult de muncă azi, nu e nicio problemă. Dar mâine promit, nu-i stres, nu-i stres, Costine. Te uiți când poți, bă. Vineri o să mai facem un live cu vrăjește, cel mai probabil. Și mai am încă 3. Cât a intrat până acum cel bine pe app? 37.000 de intrat cel mai bine până acum, mărășoiule. 37.000 de. Cel mai mult de până acum. Să văd cât e flacăra. Flacăra unde o găsesc? La alchimie. Altele. Fasole, 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 fl. Asper ce să am bani de ped. 90 flacăra. Hai de puii mei și după aia toate la 2 ani. Interesant, o pun nici noi la 2 ani. 2 ani. Ține de vanaghiazmă. Ar putea. Aș putea să o bag un pic. Bag tot calculatorul în aghiazmă. Poate, poate, cine știe. Hai să pun astea aici. Bun. Fără pe cotrăvită 20k de meci ca Sura cu Ying Yang. Bine rău. Hai să pun astea la 10kk. Astea la 10kk. Ce aș mai avea pe aici? Uite, mai am razădoare. 7.3. Gata, și razadoarele. Bă, s-o vându pietrele astea. Hai să pun niște auri, ok. Pe piață. Hai să bag 5. 5 cu fere aurii, ok, să văd la ce preț e acum. Ok, cu fere aurii, ok. Bob cu Bob faci de iahnie. Hai tu dreptate, Tyson-e. Hai tu dreptate. Tot așa au ajuns la 8-8. 8-8-8-8-8-7. Oare mi-ajung banii? Oi, 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 la fix și asta ar fi 6, 8 ori 9, 72, 7 ori 20. 3 ori 20, ok. Bine am pus? Da. Totul bine până acum. Bun. Ce faci cu omul seara? O mers destul de rău aseară, ca de obicei. Pot să zic. Dar ne revenim. Cum e cu bobării pe chirin, liniște? Chiar nu sunt bobări. Nu sunt, nu sunt, salut, Tudore! Salut, Șerbane! Hai să-i trimit astea la Tyson. Trimite-mă 17 PTK. Uite-le. 0. Merge, i-am verificat, trimite. Bun, avem cu citite. Hai să mergem să farmăm un pic, să ne mai spălăm ochii. Stai un pic să mai verific shop-urile pe șaman, că vreau să mă uit un pic la alchimie, să văd dacă a apărut ceva. Un diamant. Diamant mitic, 19 oni. 19 oni cu abilitate, dublă abilitate. Dublă abilitate și valoare atac magic. Acum mergeam și eu la citite. Hai că mergem împreună. Interesant, vedem dacă e vreun rubin pe piață. Mamă, mamă, dar ce s-o scumpi rubinele astea. Hai că nici n-are extrem 10.000 de pagini. Medie, atac, rezistență medie. Asta e legendar. Apărare, atac medie, 45. 55 de ani rubinul mitic full PVM. Hai, ia, 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 ce-i cu prețurile astea? Astea sunt jadurile, jad mitic, PV absorbită mică, 11 oni. PV absorbită, PV și absorbită mare, 20 de oni. Bă, ar merita cumpărat ăsta pe Ninja cu dublu PV și absorbită mică?
Diferență dublă de preț, mă, și asta e dublu PV și absorbită mare. Cât e un legendar? 5 uni, legendarul. Eu așa am pe ninja. Ia, cine a făcut shop? E real, lacrima. De ieftin rău pentru 20 full jadu. Unde-i shop-ul are? Cred că jadul ăsta o să-l cumpăr. Lady B. Unde-i shop-ul are? Alo, shop-ule? Dar ăsta e 10 ani, mai 11 ani. La cuvașec ăsta. 11 ani cu dublu PV și iar reface mic. Neneaga, nu vezi mai sus? Ce zici, stai să ne merită ăsta? Sau nu prea merită? Ăsta are fragmente celeuri. Să echipezi pe ninja, aș vrea, sincer. Unde n-ai pe shop-ul? Uite aici, era unul cu... Stați așa să vă arăt. Cred că tot la el e. Și Jadu, nu? Alo, de seară! Bună seara, bună seara! Mă, uite, ăsta cu dublu PC și valoarea Tac Magic. Aș lua ăsta cu dublu... De fapt, ăsta n-are dublu PC. Ăsta are dublu PC și valoarea Tac Magic pe ninja. Cred că e bun, nu? S-ar trebui cu apărarea Tac Magic. Ăsta e strălucitor. Ăsta e cu dublu PV și reface mic. Băieți, să-l iau ăsta pentru ninja sau nu? La cât ai piatră fracărul și pe shop 2 oni. Oare ar merita ăsta să-l iau, să-l pun pe ninja? Se merită absorbția aia și fi vrut să am? Absorbită mare sau absorbită mică? 40 de oni, aș echipa două piese de alchimie pe ninja, mi-ar mai trebui safirul și onyxul. A, da, și rubinul, bineînțeles. Hai că mă mai uit. Mai caut, hai să mergem la citite. Dublu PV absorbită. Dă-i un bucata, da. Pe 20 de oni ăla full. Să-l iau ăla oare, mă? Hai să mă duc să-l iau ăla full. Hai să mă să-l iau ăla full, mă, că la chiar ieftin. 20 de oni, un jad full mitic. Cu dublu PV și absorbită. Stai să vedem unde n-ai, băi. Alchimie, jade, jade-uri, unde îi? Legendar mitic, uite ăsta, la Lady B. Mai să văd unde e shop-ul. Uite-l. Deci, dublu PV și absorbită 20 de oni, mă. Astea sunt pietre plus 1, 2, 3, scut titan, licori, 20 de oni, armură din asta plus 6. Bă, ziua bună, bună ziua! Că dacă nu-l tu le-au când ajung acasă, păi îl iau eu că mi-l trebuie pe ninja. Hai să luăm. Și până le echipăm pe ninja, îl bag pe shop la 25 de ani. Ia și tu o medalie să meargă treaba. Nu mai iau că nu stau foarte mult. Facem live-ul până pe la ora 8, cam așa aș vrea să fac. Dublu PV și absorbit. Hai să-l punem ăsta. La cât să-l punem? Hai să nu-l punem, îl păstrăm. Îl păstrăm așa deocamdată. Poate le echipez pe ninja. Poate echipez vreodată full de mitice pe ninja pentru nemereul ăla.
S-au produs aseară dosele de deschideri Jigsaw. Bă, bine rău. 8 luni, nu? Eu l-am de bișniță. Mă, și eu m-am gândit, dar... Mai aștept, mai aștept un pic. A intrat Tudor în... Eu, în doamne, în Iohara, în... În pădure sau încă nu? Mă, licori, am de astea, am... Hai să duc și la biolog. Hai să duc și la biolog pe oră. Dacă tot sunt pe aici. Cred că suntem direct pentru o bimită copală la 55 de ani. Mă, vezi că e cam scump. Pe șoat ramura. Și ce direct roata de mitice? Păi ăla e cea mai scumpă, aia e cea mai scumpă piesă. Hai să vedem un pic la... La citite cum stă treaba. Mă, licoream, am de toate. Bă, am pus sondajul la s-a adunat 200 de voturi la el, mă. Ăla, cum a pun un map 2. Adică, cum a pun un bazar. Salutare, Nico! Bună ziua, bună seara! Care cum? Acum o lună era și 37 pe piața aia, zic că e foarte scump. Ce facem azi? Palmă niște citite să mai scoatem din pârleală. Am cumpărat o piesă de alchimie pentru ninja și anume un jad mitic cu dublu PV și absorbită. Trei ceva. Puteți să facă trăsări de pentru că mai vine teme? Da. Alchimie m-ar interesa în principiu. Acum în Ancaș Caval am 10 un inventar. Se fac bani, mă. Pe culoare sa 5 criticări. Am schimbat și are 2 critică. 1502 critică, 3 blocare. Am lăsat așa deocamdată. Vreau să prind medie, mă, pe Zodiac aia. Neapărat. Tudor, rezim dacă apare copacul pe CH2. Cu 110 ani, dacă echipezi mitica pe ninja, e super bine. Și ult o caut. Ai căutat și pe alte căuri? Sunt supărat navigat, doar nu cuperi și nimic. Trebuie doar eroi am ajuns. Și când te-ai și nume direct Dubai, direct toată ziua non-stop farm. Hai de pușca mea. Nu s-a pus live-ul de ieri și nu m-am putut uita la el la muncă azi? Cum nu s-a pus live-ul de ieri, mă? What the fuck? Cum să nu se pună live-ul de ieri, mă? Nu a rămas salvat? Ba da, bă, a rămas salvat și am făcut și videoclip. Am și decupat de pe stream doar părțile esențiale și făcut videoclip. Se intrăm pe cea 6. Văd că nu. Șerbani, ai fost și pe alte ceașuri? Să mă duc în părțile alte, să vedem. Trebuie să refac shop-ul în templu. Ce templu? Videoclipul l-am văzut, dar nu mi-a apărut live-ul de el, nu știu de ce. Mă, ciudat. Ciudat. Chiar o mai adunat și like-uri și... Vizionări live-ul ăla și s-a făcut 109 like-uri chiar. Deci, nu știu cât se zi. Hai să trebuie pe ceași 5. Nu e nici aici. Bă, să vezi că o să fie lume și la citite, mă. Am văzut că se apucă și Agateos de Kirin. Se apucă lumea, mă. Se pagă băieții pe Kirin, vin aici în forță, mă. Lasă vină, mă, lumea, mă. Ola, salut, Simona.
Bă, ce s-o băgat la update-uri, mă, astăzi, bă, ce s-o băgat? Ce-a fost mentenanța asta? N-a apucat să mă uit la nimic. Am găsit pe cea să este, dar la mijloc, nu știu cum să explic unde. Apuc să vin la el, oare? Tum, 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 tum. Cât timp ține portalul? Apuc să ajung la el, oare? În mijlocul camerei, dar oare unde? În mijlocul mapei? Nu s-a băgat nimic? Păi dacă nu s-a băgat nimic, înseamnă că a fost o mentenanță normală, cred că, nu? Tân, 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 tân. Un minut? A, păi nu mai apuc să-l ajung. Și am mulți bani pe Tiger pentru modele și dacă aveau clone cu alții tuberi pentru țepe, rip, contrile 5-6 mică, separ oameni de pe Tiger. De aia s-a mutat pe Kirin. A, în mijlocul coridorului. Na, lasă că-i mai dau aici un search. Pam, 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 hai pe ceași 5. Ghinion, pentru ei. Dar așa merită. Activa ceva Berserker, era în mod void. Ce-am activat? Cred că petul ăsta. Dar nu mai am nu mai am MD-uri. Mai sărăchie pe MD-uri. Sigur, MD-uri de pe contul pentru shop offline, în rest nu prea am. Ai, 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 ai. Uitați de butonul de like. Mersi, Simona. Mersi tare mult. 10 like-uri acolo. Tum, 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 tum. Salut, salut, Claudiu Lem. Bună seara. Nu, mă. Da, un CH2. CH2, CH2. Mă, când am început iară să fac streamuri prin decembrie, bă, era rubinul mitic full PVM 30 de uni. 30 de uni. Hai, ia, 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 și acum e 5-5. Să vedem între un ceași 3. Uite, mă. Aia zic, copacul. Magic. 99 de cuferea seară și azi. S-a farmat și acolo. Hai să vedem. Damage corect. Cu itemele noastre, cu alchimia noastră. 7 metine aici. Și cu zodiaca asta pârnaie. Cred că ajung la 20 ca oare. Oare ajung? Ok, acum caută spawn-ul. Bă, Tudor, e full înfermecată sau nu e? Ia să vedem, bat băieții la citite. Am făcut a 6 cutii cu puti de la acces obișnuit. GG, easy 6 oni. Hai că nu-i lume fermecată. E ok. Se poate farma cât de cât lejer, zic eu. Și un damage corect de 18,2. Ai de pușca mea aproape 10k damage între zodiaca aia, mă, și, a, bine, medalie. Atacurile site îți doar medalia și zodiaca aia diferență. Ten, 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 ten. Hai să vedem niște citite. 7 citite, 1 won. Am presat record, nu am uitat toată camera, dar mi-am dat din alea din prima. Frumos, frumos, frumos.
Astăzi n-am intrat deloc pe meeting, că am avut ceva treabă până la ora 5, nu prea am fost acasă. Și abia ce am ajuns și eu și am zis să dau drum un pic la live, să facem și niște citite, dacă tot suntem cu live-ul pornit, să nu pierdem timpul. Hai să bag niște flori din astea, mai am 25 minute de atac aici. Am băgat odată o dea de apărare. Ok. Primul citit. Nice. Cât mai ține skin-ul ăla de ciocolată pe mine că e urât cap. Mă, e foarte urât, bă, Kira, dar și chestia cea mai nașpa e că între metinele astea și odelele de 120 nu e nicio diferență. Salut, Bondixe! Salut, om. Tum, 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 tum. Bun. Un citit până acum am ieșit 5-7. De cât e facem într-o run? Slăbuți map 2 drop-ul. Schimbă și așa că nu mai sunt tine pe 6. Le-ai topit. Și bat constant. Bați puțin înseamnă că Bondix e. Mai mic damage-ul cred că. Tum, 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 tum. Să încercăm un KH1 frumos ca românii. Ai. Whatever. Mersi mult de subscribe, Adelin Iagu. Ba nu, Claudiu Neagu. Mări, ești fratele la Adelin Iagu? Respect, Bondix. 99 de ce? Cu fere razador, cred că. E de Ken, map 2 farm, Bondix. Uite cum citit. Două citite deja. Se produce ceva cașcaval, văd că și astăzi. Să stai chestii de la regat. Poate s-o băga Bondix-ul la galben, nu? Nu m-a dropul de la ele. Înseamnă că mai e cineva pe metinoase acolo, în map 2. Ai promovat serverul prea bine, Gmegano? Am adus prea mulți jucători pe server, așa-i? Te-ai dus de că am pus 4, de te-ai dus map 2, Bondix-ule? Mai mare drop-ul la galbeni? Bă, chiar e mai mare drop-ul. 100% drop la regatul galben. Acum să vedem, cred că o să se schimbe și o să avem 50% doar. Și se mută, cred că, drop-ul albaștri, nu? Critici pătrunderi, să mai și site-urile. Uite încă un citit, mă. A, ce rău e drop-ul, mă. Adică rău dacă e. Așa. Trebuie să văd, bă, cât e un mount din ăla cu many. Am mai luat 2 mistreți de la un băiat, la 3 ori mistrețul. E un preț decent. Nu s-a schimbat drop-ul decât mă joc de dimineața la galben și asta. Bă, Tudore, înainte drop-ul era 100% la roșii. Pentru că eu de aia am făcut suralăul la roșii. Mie suralăul de cele urmi la roșii. Și înainte roșii avea 100% drop. Acum nu știu când se schimbă, dar o să se schimbe. Și am înțeles că în funcție de câți playeri sunt pe regat, acolo se duce drop-ul mai mare. Da, erau la roșii 100% drop înainte. M-am apucat atunci când am făcut Berșca serie. Păi atunci nu știu, tot așa era drop la galbeni? Se schimbă la 4 sau 6 luni?
O să vedem, o să vedem. Dar în funcție de ce se schimbă aia e chestia. Ce determină să aibă regatul mai mult drop? Numărul de jucători mai puțin primește mai mult drop? La Blue a fost mereu 50. Cred că era cel mai popular regat de aia. În funcție de numărul de caractere sau de conturi, nu știu exact. Te vânta extaz. Să le adunăm, bă, dacă ăstea sunt bănuți grei, hai să le adunăm. Numai noi doi suntem la citite. A, să nici să nu fie alții, să fie așa lejer. Să fie așa lejer. Bă, Tudor, ia tu CH-urile impare, ia tu CH-urile pare și le iau pe astea impare, le iau pe astea pare. 50 de jucători, ce? Bă, vezi că tu știi ce repede le-am vândut alea de data trecută. Una, două le-am vândut cititelele. Uite, încă unul. Le-am vândut 7 la 1, le-am dat pe toate. Am avut 22 de citite. Le-am vândut toate. Le-a publicat 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu. Ok, ok, ok. Uite, pergamentul. Transformări XP. Bă, adunați transformări XP, transformări normale, sunziuri, vuziuri, că se vând. Tum, 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 tum. Prea complicat o zis. La playerul Ganu V2. Ganu V2.0. Mă, sunt curios dacă echipezi din jalău o fulcă echipată. O hoce de bani. Și-am mai stricat 20 de oni acum, că am luat jadul ăsta mitic, am prins jadul ăsta mitic, cred că la un preț destul de bun, zic eu. Și și plus 4, bine, plus nu are relevanță aici. 20 de oni am dat pe ăsta. Și nu știu dacă să-l echipez pe ninja sau nu. Mă gândesc că dacă echipez ninja lău full cu roată mitică de opace, oare face, bate NMR-ul singur. Sau are nevoie de mai multă rezistență gheață sau de astea. Uite, sunzi acum, lor 3. Au, 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 ce-i cu drop-ul ăsta? Uite, lor 2. Talisman cu 25 gheață și opacă și n-ai treabă, mane. Aia vreau să pun o opacă și să-i fac un talisman cu 25 gheață. Cumpăr talisman resistență gheață. Ce mi-a dat de fredonezi? Ceva de la... Nu știu de unde am auzit-o. Cred că la radio am auzit ceva de genul. Nu știu cum îi zice. Ia un zodiacă plus 9 pe ninja curat opacă și îl face da greu. Zodiacă plus 9, la ce te referi? Puteți să aștepteți mai cu 25 gheață. Pe cu 25 gheață și full abilitate. A, bine, că l-ajut și cu orul dacă nu, nu-i problemă. Mai dau niște damage și cu orul. Pumnale. A, pumnale, zodiac plus 9. Mă, știi cum e, că aici pe Kirin are mai puțină viață boss-ul. Are cu 20% mai puțină viață, deci ar trebui să fie bătut mai ușor, nu? Mai am de vânzare ceva iteme de pe shop. Așa ar fi de aici 15 oni, plus aici dacă ar fi să-i vând ăștia. Plus mistreții ăștia doi ce s-ar da 100%. Mm. 60-70 de oni de pe shop mai scot. Plus ăsta, plus că mai am aici un legendar.
Nașpa la mine, că aminte mi-e sânge și o travă. Îl faci copacă și pun ale plus 8 decente. Și protecție să-l bat fără. Deci așa mă gândesc, să-i pun o pacă full și să văd ce pumnale aș găsi, mă. Că văd că tare greu le fac. Să intrăm pe KH2. Tudore, tu pe 3, 4, 5, tu pe 4, 5, 6 și eu pe 1, 2, 3, ok? Unde-s oni din inventar? Bă, mai sunt 90 de oni din inventar, cum unde-s? Am luat un jad mitic copac. Full. La 20 de oni. Hai, batem palma. Dar stai mă, că n-am pet pe ninja. Wow, n-am pet cu vânător. N-am nimulte nebunii. O să mă mai gândesc să văd dacă echipezi ninja-ul sau nu. Bă, cineva mai l-a citite. Cine e ăsta? Asher-ul. Tudore. Pică combinația, cred că. Uite aici una. Dimineața am luat un skin sabie și am băgat 5 o travă pe ea. Și vezi cum are arată doar cu 5 sânge și o travă din prima. Bă, dar ia și sânge și o travă deodată sau ia doar sângele și după aia o travă? Că nu cred că le ia pe amândouă. Atât de jucat e serverul că singurile doi jucători sunt pe același live. Bă, doi sunt mapul 2. Ia uite mă, sunt mai mulți mă. Farmează metinele. Eu am pet pe el Berserker antrenament obstrucție. Serios? Berserker antrenament obstrucție? Doar n-ai vânător pe el. Pe rând, pe rând, pe rând. Deci prima dată ia una și după aia la altă. Uite mă cititul, 6 citite, imediat un one în 15 minute. N-are rost să pun pe vânător. Mă vreau doar atâta să pot face cu ninjalău, nemereu. Am cum a deja mi-au crescut targetul, că am zis că cu ninjalău să-l fac să bată doar la etajul ăla, dar... Ce-ar fi să-l echipez să pot face ninjalău doar cu șamanul și ninja? Să fac nemereu doar cu șaman ninja, în două caractere, nu în trei. Trebuie să fac și eu 21 să-mi iau carbon. Ce 21? Are o să iau rată legendar să stăpânt o rată mitic copacă și să aștept până scadă pe lor bine în pasul. Mai bine aștepți un pic. Uite bă, un 1 deja. 7 citite, un 1. Din sânge mare, întreabă mare. Mare din sânge? Ce tare, nu știam. Îl facem 2 sau 3, nu cere permis. Știu că nu cere, dar să nu mai car war-ul după mine, știi? Și să-l fac mai lejer cu ninja-ul. De citite. A, am înțeles, am înțeles. Ninja-ul oricum își va scoate investiția. Păi în afară de nemere cu ninja-ul, ce aș mai putea face run? Că n-aș mai putea face nimic să scot bani de pe el. Uite-mă cum citit, toată fac-i cu drop-ul ăsta. Hai să le pun tot câte 7 să văd câți oni am. Jotunul. Ai, dar bine, melee jot. Ia uite, bă, treci de unul după altul. Mai o trăvită până la 105-95. Flaviule, dacă îmi dai garanție, da. Și doar mâine, că acum e la 6-7. Melei, Hydra Melei, îți trebuie și un clopot să ai de mila metin, că altfel durează mult. Deci trebuie să iau un clopot pentru șamancă. Mă mai aștept un pic, nu mă grăbesc. Că prima dată vreau să caut două talismane cu 25 gheață. Cât? 50 de unde a cash sau iteme de valoarea lor. Și jotul e foarte ușor. Mă, mărășoiule, știu că e ușor, dar nu știu, mi se pare tare complicat să fac drumurile alea, să fac misiunea aia. Deci luna asta trebuie să încerc un nemere să văd cum e.
Nu știu, TQ online? Că trebuie să facem un dragon ceva. Îl aș putea la aventură înfermecată. Da, da, costum alchimie, cred că. Și trei costume. Gautama, dar e prea mare, 105 pentru Gautama. Aia e de 120 oare? Ce are pe Otrăvita? Otrăvita are 40 medie, full bonus, 3 putere fulger. 40 medie. Eu ți-am zis că pică mult mai bine la asta de 4 ore. Da, mă, tu doreai dreptate, să-mi bat piciorul, chiar că pică mai bine aici. Da, uite, bine, împrumut doar pe garanție, bă. Clopă și niște globuri ieftine să bați cu ea în glob. Orhidee plus 6 prin 40 MT la metin. Aș băga un clopo zodiac pe ea. Metine. Și cât ai zis că vrei garanție? 50 de ori. Sau item de valoare aia. Și care e prețul otrăvitei? Nu știu, bă. Pentru mine nu are valoare otrăvita aia. Eu m-am luat de plus 90 și bat metinul destul de rapid. Trebuie să ajung un pic și acolo. Dar rezistă. Cumpăr, trebuie să mă dau pe chat. Cumpăr talisman de 105 cu 25 gheață. Eu cred că USB cu 41 la 6B, 16 bani. Bă, mie nu-mi trebuie să cumpăr sau ceva, eu doar o dau împrumut. Nici nu o vând, că nu o vând, că-mi trebuie drăvita. Momentan. Să trebuie să mai citit om de pe Medin. Cu cititele nu te joci. Ori citești, ori nu citești. Citite aici, cărți aici, n-ai ce. Cu ce garanție prețul real din vise? Păi da, mă, dar pentru mine atâta valorează, bă. Când bate așa, mă, cu orul și cu ninja. Așa m-am gândit și eu. Hai să dăm un logout aici. Cel 450 de mani pe jaful ăla, bă, o trăvitare, valoare emoțională, bă, nu valoare în Yang. Sunt ca și un fel de daune morale, mă. Așa, că eu nu-i cer banii aia ca să iau de tot, doar să-mi dea o trăvita înapoi după, plus că îl ajut. Dar se fac banii mei destul de lejer. Mă, Tudore, da. Mai ai șanse să mai ai și ceva bun, cred că pe lângă cufere. Poate e o marcasită, poate una. Ce mai poate pica chiar la nemere, la boss? Ia stai să vedem. Drop, nemere. Când o să fac o zodiacă, poate își mi-a dus cear 1000 de mă garanție. Bă, dacă o fac pe asta mea cu 40 medie, clar. E clar, emoțional, incomensurabilă. Aoleo, incomensurabilă, o zis omul. Dar ai dreptate. Pentru grind? Pe ăștia cum avea 50 de mâncă, mi-a luat o vită împrumut. Nu, poate vrea numai să crească și are zodiacă. Marcasită galbenă clară, poate să mai pice la nemere, cu fără nemere și... Cam atâta, nimic altceva mai bun. Da, marca este galbenă clară, marca este roșie. Cufărul ăla nemere e bun tare și din cufărul nemere, în afară de dioxid, flacără, ce mai poate pica? Cufăr carte însoțitor, oi. Oi de oțel. Mamă, dacă acum aveam 30k damage, topeam metinele astea. Dioxid flacără. Nu că nu citește numai Aura Sabiei. Ceanii Fructul Zeului. Și le au valoare, așa-i? Ceanii și Fructul Zeului, cred că.
Normal, mă, cer garanție peste tot, mă, nu. Un om care îi pățit. Îți dai seama. Uite, mă, un concitit. Bă, da, bine, pică, mă. Nu am văzut pe fără... N-am scart în soțitorii mele și am 14 dioxide. Mai bine dioxide, mă, zic eu. Doctor Zeului mi-a dat un bucata? Serios? Doctor Zeului pică și din raza doare? Doi un imediat. Suflet și iaurt. Vedea seama mai puțin mai decât celelalte servere. Nu, metinele-s la fel. Dar boșii am înțeles că au. Mai uită-mă încă un citi. Bă, dar ce cu dropul ăsta, bă? Nu s-o obișnui să pice atât de multe, mă. Și am făcut 2 uni în 16 minute. Asta dacă vând 7 la 1, că pot să vând și 6 la 1, numai că mai greu. Foi de oțel. Depinde câteva valori emoționale are. Da. Nu mai eu știu cât m-am chinuit să plusez zodiac, o drăvit aia, mă, să o fac plus 9. Doamne, feri. 6 la 1, neprețat și le-am văzut mereu. Mă, am dat la 7 la 1, că am avut nevoie de bănuți. La ce drău, păi mă faci să-mi la 10 ori până la 9 să farmez cititele. Uite, bă, șerbanii, ce fain s-au făcut cititele aici. 14 citite, mă, 15 minute. Am făcut citite pentru un sfert de P. Nu? Cam așa. Pentru 25% din P. Așa, nevoie de un sfat, vreau să mă apuc să-mi fac Ur sau Lican. Mă! Eu îți recomand Sura, că e mai cel mai ușor PVM, mai ales la început. Bă, Lican nu are damage mare călare, de pe cal și așa. Pe side-uri, pe metine, pe run-uri, destul de bun. Mă, că găsește echipament mai greu pentru el. Pentru ori găsești echipament mai ușor. Deci, na, tu alegi cum vrei să joci. Ajungeam la 100 citite pe venul ăsta. M-am plictisit de Sura. Bagă un or. Și Lican nu-i fain, și are damage mult mai mare decât orul. Doar că trebuie teme și itemele de Lican să-i găsesc un pic mai greu. Așa cred eu. 20 de like-uri, mersi mult, băieți. Și de urmă am plictisit. Păi atunci dai direct. Dai direct pe Elican. Word de 105 pentru side-uri, super drăguț. Salut, Joseph. Salut. Bună seara. Îmi plăcea să am un Ward, dar nu aș avea ce face cu el. Ce-ți mai place înfermecată? Ce-ți mai place înfermecată? Mă, chiar e fain când ai loc să farmezi. E distractiv. Și măcar acum rămân cu ceva după farm, bă. Că ieri am farmat în 8 ore 300 de manti. În rest, adică 600 de manti. Să mai pun încă 7. Profităm la maxim de fermecat acum, că după aia vine serverul Sol peste noi. Dacă e blestemată live-aia. Dar 6 manti în 3 ore, în 8 ore, nu, în 8 ore 600 de manti. Că farmam la side la Vrăjește, știi? Și singurul lucru cu care m-am ales după Vrăjește și Orisoane, că nu intra niciun bonus bun. De-aia zic aia, Alexe. Bă, dar ce bine o prins polul ăla, mă, cu shop-urile, unde preferați shop-urile, în bazar sau Mapun, 212 voturi. Interesant, interesant, uite un concitit.
Dar dacă am luat după mantii puteai face într-o oră. Mă, dacă aș vrea să farmez la mantii, Alexe, aș farma când e super metin și aș bate câte 5 metini odată. În beta. Dacă aș farma la mantii. Și cred că aș face mii de mantii într-o oră. Bazar, clar. Și ce a ieșit la el? M-a ieșit mapunul la polo ăla de pe canal. A ieșit mapunul. Cu 200 de din 212 voturi. Ia stai să vedem. De așa să văd. Pe comunitate, pe canal, pe comunitate. 212 voturi, 64% au ieșit mapunul, 36% bazar. Prea mulți bătrâni au votat acolo. Bă, vezi că asta e părerea metiniștilor. N-ai ce face. Dacă metiniștii zic că era mai fain cu shop-urile în mapunul. Bă, știi cum e că atmosfera era mult mai fain în mapunul. Știi, stăteau oamenii în mapunul la o poveste, la o vrăjală. Eu tot nu înțeleg ce te mai e de dai așa de damage. Mă, acum nu e deloc mare damage în 19k. Aseară am dat 27k. Am 50 atac aici pe 6-7, aici 7 metine. Ăștia cu mob, 8 mob, 8 atac aici. Atac cu arma magică aici. E șarfa asta care trebuie schimbată. Alchimie mitică opacă full. Ecco, nu e vantaj extaz. Bă, se vând vantajele astea pe shop la 10k dacă le pun. Dar și mergi mereu în fiecare regada să vezi prețuri shop-uri camera. Bă, Aline, vezi cum e cu dus întors treaba asta. Era fain în map 1 că te blocai în toate shop-urile, mai venea unul pe liber și a zis să punea ța eu, mi se cumpăr și GG level ăsta era pe liber toată seara. Era fain când venea un bobăr și omora toate shop-urile. Ce-a curat prima punu. Mă, era nașpa când deschideau ăștia celeuri, mă. Bă, deschideau ăștia celeuri și din celeuri ieșeau mobi. De când te rog și eu să faci o pieză ce ai pe ninja. Mă, Ionuțule, mai vreau să mai cumpăr niște iteme și după aia. Dar fac, promit că fac. Am promis că fac luna asta și o prezentare la tot contul. Toată platforma de a lui Ganu. Am aproximativ ce ținem și în afară de colegi dau maxim 7k la side. La ce biolog ești? Vezi că bag și attack side, eu bag și câte un attack side. Plus câte glava fără metină, plus 7. Sunt în stare de mai comod în bădaș și mai eficient. Bă, da, asta e bună, Josefule, bună completare. E mult mai comod în bazar și mai eficient. Are schimb cu pui pe cu pui, de aia de așa tare. Prezentare, frigider și TV când? Când mai cumpăr unul. Când mai cumpăr unul din fiecare, că TV-ul m-a închinuit atunci să vi-l arăt și am dat cu webcam-ul de toate, în toate părțile am dat cu el. Așa mult influențeze biologul? Băi, da, că ai și valoarea atac și 10% atac cu arma magic de la el. Tu deci la biolog, la ramurile roșii. Tum, 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 tum. Și atac cu side, bă, Alex, să nu ești de atac side. Și că vreau și mai mă întâi până alte regate. Bă, Joseph, da. Acolo era farmecul, mă. Atunci nu existau atâția bișnițari, mă. Ești youtuber, îți permiți? Hai că da, sunt creator de conținut, nu influencer. Deci ai cu like-ul la recomandate cum i-a părut mie acum. Mersi blondule Z. Mersi. Hai cu like-ul, bă. Cu atac site am 7k. Aoleu, bă, Alexi, dar ce-ți lipsește? Păi nu prea știa exact. Aia e că nu prea era fenomenul ăsta de manipulare în masă a pieței. Că nu prea avea cine să stea toată ziua să caute și prin shop-uri. Arma? Bă, arma asta nu e așa, aia la altă dacă era cop metine, să zicem că damage-ul era influențat de ea, dar asta nu e ok. Când era ceva scum la brugă, seam la galben moca. Bă, la un moment dat,
Țin minte, chiar înainte să se bage bazarul, mă, era atât de gol. Map 1 la galbeni pe Polaris, cred că. Oare am prins? Cred că pe Polaris eram atunci. Boata era de gol, map 1 galben, nu erau shop-uri, nu era nimic. Ai de pușca mea, toată lumea era cu shop-urile albaștri. Ai întrebat pe Alex de ce lipsește de 27 ca și... I-am zis că arma... Ah! Bas cu pum, nu bă, metinele! Pe tu, biologul și colier cu metine și glavei plus 13 cam pe acolo, le-am și ale tale. Păi aia e. Petul face mult. Petul ăsta face mult. 7 mobi, nu atac cu arma magic. Plus biologul se adună, na. Petul e level 60. Da, deci de-aia, de-aia așa puțin. Păi bă, seara am dat 28k, mai bine, aveam medalii, eroi și live aia cu 35 medie. Abia aștept să termin biologul ăla cu atac, mă. De-aia am mutat la albaștri și acolo am rămas. La galbenul 5 shop-uri, la roșii 10 shop-uri, că toți au shop-urile la blu. Păi de-aia, de-aia, de-aia. Măcar acum, la orice regat ai fi, nu te mai chinui cu shop-urile, să le duci, să le muți, să le nu știu ce. Poți să scoți puțin petul și porcușorul? Da. Uite, fără pet și porcușor, 7 cap, 7,8. 15, 7,7. Deci tu dai normal la 7K și 14K, atunci e normal damage-ul? E un damage normal ăla, nu e așa, wow. Eu aseară dădeam 13K normală, cam așa. A, bine, medalie, armă, altă armă, altă medalie. Regatule suflet cel care m-am apucat prima dată, mă, așa și eu. Băi, eu prima dată pe Gemini când m-am apucat, am jucat la roșii și după aia m-am mutat pe Virgo și am jucat la galbeni. Trebuie să-mi fac petul, porc și biolog neapărat. Deci vezi că biologul e super important, bă, îi merită 100%. Am luat medaliați din primul cu fărez. GG, bă! I-am zis că nu deschid pentru 2 ore de farm, nu mai deschid. Că n-are rost. Risipez banii și norocul că poate îmi pică repede și apoi n-am. Bob cu Bob ne luăm bani. Bob cu Bob ne luăm bani, da. Medaliile de seara a fost cea de cel mergeat de po... Nu știu, Aline. Cititele intră și cărți la piatra sufletului? Nu intră la piatra suflet, doar la cărți. La toate cărți în afară de transformare XP. Bă, ce fain a intrat, doar să asculte fundale șmecher. Mersi, blondule! Apreciez foarte mult susținerea și mesajele de încurajare. Mersi mult de tot. Păi, imediat 3 luni așa pe spate, în jumătate de oră. Treci tite la rând, boys? Bine, mă. La piatra spirit nu merge cititul. Degeaba bagi, că nu merge. Uite cum citit. Merge și map 2? Mă, chiar e bine și map 2 dacă e gol. Deci map 2 galben era mapa mea preferată de farmat, mă. Map 2 la galben. V-am găsit niște screenshot-uri de când au fost meeting. Salut, Aulesule. Salut. V-am găsit un screenshot de pe serverul Virgo. Aveam un war și am prins ploaie de metine de 45, mă, în Valea Siungriung. Stai așa să văd dacă îl mai găsesc, să vă arăt și vouă. Google Drive. Era undeva pe Google Drive salvată imaginea. Gat, acolo le-am găsit, am găsit și aia din map 1 bazar. Adică din map 1 și bazar să fac comparația. Nu, bă, dar unde e? Google Drive? De așa că mă bate distrugătorul ăsta. Back. Pe Google Drive. Așa. Bă, dar ce nervant e distrugătorul ăsta, mă. Unde n-ai, băi? Aici, asta e să o descarc. Și să-i dau, să vă arăt pe ecran. 27 de like-uri, mersi, mă.
Mersi tare mult. Păi că nu ești la albaștri, că te rogăm la nemere să faci cutii cu pui. Adică cum? Cutii cu pui. E misiune din aia cu nemere astăzi? A, da, 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 da. Păi o să fac. O să caut pe cineva, bine că ai zis. Că 50 de monede de tigru nu le iei de jos. Ia stați așa. Mamă, bă, dar distrugătorul ăsta, bă, de nu te-ar arunca, mă. Aici aerii. Ok. Trebuie să bat metinul ăsta. Și să mai pun pe metin de 120 să vă arăt ploaia de metine de pe Virgo. Ce face dacă dau pe schimbă contact cu mine la zădor că îl țin degeaba mă scoate? Nu cred că te... Nu știu, bună întrebare, habar n-am. Ciudată speța aia acolo. Uite mă, 7 citite. Deci s-au făcut până acum 21 de citite în jumătate de oră. Să vezi că n-am loc în inventar să le pun pe toate. Te scoate, mamă, câte hidre mai am de făcut încă vreo 10K. Aoleu, aoleu. De fiți atenți. Fiți atenți, ploaie de metine de pe serverul Virgo. Unde e? Ia mă, fii atent aici. Deci aveam... Aveam pe ăsta, stai așa să-i dau un stretch to screen. Deci fiți atenți, Virgo CH2, mă. Deci pe Virgo CH2 is. Să mă bată tata. Aveam un cont de 49, după cum puteți vedea. Fii atent, mă. Ia vezi ce plus 7 are. Băteam cu rib, mă. Aveam... strângeam tot, tot, tot. Aveam 563 de K în inventar. Și timpul de respawn la metine fermecantă 15 minute. Nu știu la cât se respawnează acum. Deci cam așa arăta contul meu de pe Virgo, mă. M2 Aura Farmer la cel mai înalt nivel, mă. Nu se compară. Hai de pușca mea. Mai fost rat un sincer băț în bapiciu. Tu ce m-am bucurat când am prins metinele alea acolo, mă. Deci tot, tot, tot am dunam. Tot, 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 tot. Stai așa să văd. Că mai aveam... Bă, am o poză. Google Drive. Stai așa. Bă, am o poză în care aveam 500KK. Deci, ia-ne imaginea. Bă, Mafo, nu știu exact. De când era serverul Virgo. Dar nu știu de când. 2012, 2000... 10, 11. Nu știu exact, stai așa să vă arăt. Aveam pe vremea aia un mental. Aici îi. Asta la altă vreau să arăt. A, tu ești Luigi? Aproape, da. Măcar aveai M. Eu pe Hydra băgam punct de tatăl, că-i căuceam primul la 80 ceva. Stai liniștit că am avut și eu conturi din ele, Adriane, numai că am învățat și eu cum se fac și le-am abandonat. Deci fiți atenți aici. Aici eram tot pe Virgo. Tot pe Virgo am avut 510KK, aveam mental, mă, și am vrut să-mi cumpăr un FMS cu PC. Deci îți dai seama, mă. Am să-mi fac cont de mental PVP atunci pe vremea aia. 510KK, shop-urile în map 1, frumos. Nebunie era atunci în map 1. Stăteam și căutam în shop-uri, cele mai fine shop-uri erau pentru mine în spate, de și cerc mic. De până mă amintire, în perioada aia, mă jucam doar când mă punea fratele meu la farmat, că era contul nostru și farmam cam o sclaveti la esoterici pentru riburi. Bă, Tudor, tu știi, mă, când se dădea pe chat, GM bagă rib la, bagă drop la riburi la rahani. Bă, și dădeam toți pe chat, de parcă aveam vreun, efect sau ceva. Tot condemn că îl faci acum, la ce pică pe zodiaca aia. Revenim la origini, cum ar veni. Așa. Asta a rămas mim pe metin. Deci chiar că da, mă, deci chiar că da. Jamie bagă drop la rib. 1, 2, 3, 1.
Hai de pui mei. Sau bagă GMFM să-i lasă sălbatici și ăla și ăla și ăla. 30 de like-uri imediat, băiți. Mersi mult de susținere. Zici și acum la GM să bage citite, bă, nu-i mai zic, uite ce fain e drop acum. La Farna FMS în Vale la sălbatici, bă, eu nu știam că există sălbatici în Vale, mă. Am venit să dau like să văd paguba aia de 59 de aseară, bă, altul care vine și învârte cuțitul în randă, mă. Ce mecanul bagă citite? Geme genul, mă. Genul. Așa. Cu contul de 20, că era drop mai bun la 20, sau bă, era chestia aia, eram 3 pe un metin de 35 și zicea unul, nu da cu skill-uri că strici drop-ul. Bă, și nu dădea niciunul cu skill-uri, bă, să nu stricăm drop-ul. Nu da cu skill-uri că nu pică aura. Știi video-ul ăla cu ăla de-a venit și la un pun să-l vadi și a picat cu trebuie sau ceva? Nu! Nu știu video-ul ăla, clipul ăla. 555 vrăjește? Nu, 530 cam pe acolo. Eu încă și acum cred asta. Salut Never Back Down! Salut! Și doi nu aveau cal? Păi clar n-avea nimeni calmă, toată lumea bătea de jos cu sabie lată plus 4. Sincer și acum mai cred în aia? Ia uzi bă! Sunt mai mulți care cred în astea. Rămâne că sunt de alții cu skill? Nu era ăla! Dar zici că mai bagi un cas schimbă și nu prinzi peste 40? Ai mă, sper să nu fie așa bă, Neverbecule! Uite mă, că o bătut și pe ceași 5. Era o prostie. Când venea cineva și îți lua cartea și ți arăta ca la taură, aia era cel mai mare troll ever. Aia și eu făceam. Numai așa să le enervez. Vedeam la sala de PC-uri când eram mic și mergeam acolo la băieți să-mi dropie și mi-au trăit la capitanul bestie. Serios, mă? Și se juca metin și în sală. Bun. Le dădeam minute la PC 2 le ora, era, ai de capul meu. Ce fain, băi, eu n-am prins, aici la mine nu am prins săl de ăsta de jocuri. Salut, mai fecet un șaman la Hydra față de Ninja, bă, Gabrielule, ai pus o întrebare de un nivel atât de înalt la care n-am cum să răspund pentru că n-am ajuns la Hydra încă. Bă, nu cred că e mai bun ca Ninja, teoretic. Practic... Dacă ai iteme, cred că da. Am făcut și mai drept și am uitat să pun intele pe mine. Asta înseamnă să fii un caracter, un jucător bun de metin. Bă, imediat facem 1230 de abonați. GG. Sau să nu dai poza fără când se scarpină la înscheșoază. Bă, aia da, mă! Da, să nu dai pulsuri la Ferrara mea, ăsta și eu, mă. Aia am auzit-o și eu, să nu dai pulsuri pe Ferrari când face nu știu ce gesturi, bă, ești nebun. Să nu dai că se șterge la frontiera, așa la frunte, mă, nu la nas. Când ea țepe că punea femeie se plăzea că mă duc să mă prind, mă punea femeie se plăzea în un negoț. Bă, Tudore, eu... Adică eu am primit o țeapă, am vrut să cumpăr niște abanoși plus 9 goi. Bă, deci goi, plus 9 goi. Și au zis, mi-a arătat în negoț să vadă că are, să-i văd eu că are. Și când au făcut shop-ul cu 90 caca abanoși, am la plus 0. Păreri? Mâncare la pet? Îl mai are o zi și 2 ore. Mai trăiești, oi, am avut și 3 ore. De FMS o să-l dublez. Deci aia cu abanoșii plus 0 să-mi bat piciorul când am văzut că am mușcat țeapa aia. Am plâns în pumbă. Țeapa supremă de metrina și-a pucat cu sabie în loc de aură.
Și ăla era, 100% era. Câte ai citit la voi? 1 în 10, 1 în 6 bucăți. Încă e. Încă e, încă e, dar acum nu mai merge cum mergea odinioară, mă. Vedeai că vindeau aia pe MS cu 5 de pe 1 în plus 9 gol. Și mi-a luat țeapă de la o clonă, Looking for Gaming. 7-1. 7-6-1, cam așa. Bă, într-o oră, dacă mai fac încă 7, să fac 5 ani pe oră la citite, n-ar fi rău, 2 ore, 10 ani. Așa. Faza ca bănuș și fac și eu, acum deja 200 în Digiboys. Cam prea dai din casă. Oricum e incognito, nu știm cine e de fapt. Ce prăpădiți erau GM, veneau ca să le dai contul. Erau de aia cu numele, cu GM între două L-uri. Multe, multe, mă, și pe metinul ăsta s-a întâmplat să-mi bat piciorul. Întreagă istorie. O întreagă istorie. Fără mișto scrie mai pe strigă pe sole pe Steve. Mă, da. On cânăvâ la ora asta. Fii atent. Fii atent cum sare chat-ul în aer imediat, de nu poți face față să citești mesajele. Cu paranteză gemi ca idee, cu paranteză dreaptă, paranteză rotundă. Bine, acum băieții cred că farmează, de aia nu scriu pe chat. Cred că farmează băieții. Mamă? Ok, hai să trecem peste acest moment. Ia bă, vezi, eu sunt jucător, eu. Ia, uite-mă, încă unul. Dacă intru și eu pe șaman că să scriu. Așa, mă, gata, gata, vezi. Vezi, mă, îs jucătorii. Am luat pe aia cu 200 fasole la 17 și când erau fasole și pe ăla îl chema 200. Aoleu! Serios? Hai de capul meu, Nico, țeapă aia n-am mai auzit-o. Câte țepe am mai dat și eu cu găsuiește Dumnezeu? Ăla e contul tău secundar? Șerban, oare tu ești? N-ai zice. Aceeași țeapă, sunt jucătorii de CP ori între Ping și Pong. Bă, chiar mă, ori între Ping și Pong? Nu că acum între The Shadow 1 versus The Shadow 2. Echipa principală se antrenează cu echipa a doua. Eu de ghicit? Ți-am mirosit eu? Mă, ce simțuri fine ai, mă, haulesule. Ce simțuri fine. O secunde. Să văd un mesaj. Așa. Pe aici. Deci ai făcut aproape 4 ani? Da, mai trebuie două citite și fac 4 ani. Ping și Pong pe Kirin fac parte din lore-ul serverului. Bătălia aia de beze la fel ca Uber cu Shield. Ai de cap meu Uber ai ales. Algoritm. Ta-ta-ra-ta-tam. 30 de like-uri, mă, mersi mult acolo de susținere, boys. Chiar bine azi? Chiar da, chiar o mers bine.
N-am mai văzut pădureașa acolo de luni de zile. Mă, la eventul cu citite chiar îi. E, suntem trei, eu, tu și Asher. Ăstea de 65. Ăstea toate merită strânse sau doar ăstea de 70? Urmez skin-ul ăsta de ciotoi. Mă, cel mai fain skin ever, mă, n-aveți ce să ziceți. N-am mai văzut pădure așa goală de luni. De luni, adică de ieri, alaltă ieri? Stai că stai că pe elementul cu citit 50 ca bucata. Ai de ca pe 50 ca bucata, mă. 65 fac 200k. Eu astea le vreau să le strâng să le vândă. Nu știu cine o să le cumpără. Kenui. Cred că le dă de mâncare la pet. Uită-mă cum citit aici. Era rătăcit. S-au făcut 4 ani deja. 40 de ani deja aici. În timpul metru de 40 după 50. Destul de bine. Și am făcut 28 de citite până acum. Păi deci pe un event, dacă trag tare, îmi fac cititele pentru un gem. Adică fac 55 de citite. Orică faci 8 și le dă la 4, orică faci 2, tot aia e. Măcar poți să-ți dai, faci 2 secunde cu pe, dacă ai chef, poți numai să ai cărți. Eu pe Tiger de 8 nu dropezi. Cred că toți așteptăm că se finalizează și dacă cum filmul de la primul până la 99 nu le vrăzește. Ar fi fain, mă. Nu uite, bă, că a rămas blocat. Ar fi fain să decupezi toate vrăzeștele. Acolo mai repede răpesc tete decât ce ce. Mă, la tine de o săptămână și mi s-a făcut așa o poftă de mine, spor la tot ceea ce faci. Mersi tare mult, Edmond. Mersi mult de susținere. Mersi tare mult. Cum era să fie la sigur. Dacă faci prea de metin și ai putut să faci ceva citite, ultimul event am făcut 18. Dacă este flower power acolo, 100%. 100 băgate, medie 10, 200, medie 300, medie 30, tot așa. Ar merge, ar merge. Așa mă, că palma să începe ar metin după 14 ani de când am lăsat. Mă, Kira! Știi cum e, dacă te distrești, te simți bine, de ce să nu te joci? Mai un farm, mai un... genul cel mai tare YouTuber cu cont de CM. Bă, deci... Or crede ăștia de la Gameforge, mă, că... umblu cu cioara vopsită pe aici. Exact, apucă-te de Ruby Kirin. Apucați-vă amândoi. Uite, mă, cum să nu-ți placă, bă, când intri, schimbi CH-ul în pădure și uite câte metine, bă, lângă tine. Na, cum? Când vin, eu vin de pe vremea când abia găseam metine map 2. Deci, n-ai ce să zici altceva. Bă, dar unde-i sucul, mă? Încă nu a trecut de linie, nu a trecut de etichetă, dar nici unul nu mai are și e abia miercuri. Cred că se trece și pe a doua sticlă de Pepsi. Deci că nu e side, pe țară românească fulă de noaptea fermecată fără side, apă, bea apă. Ar trebui să țin cont de sfatul tău, Cezar, dar din păcate... prea bun Pepsi. Eu încă seara și patru ani, două săptămâni, mă apuc și joacă cu repezele sale. O strategie de a face echipă la început. Bă, Kira, la început pescuiești la eventul Jigsaw, faci fragmente, bazi numai la side-uri. Ce vrei mai mult? La 15 lei bei cu porția este? Da. O viață avem, bă, dar trei cât de cât faine. Cât de cât fain.
Tăm, 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 tăm. Că jucam pe pe cu de Crăciun să deschid cu fere să prind schimbă, să dau într-un dragon plus 9. S-a schimbat tare mult, bă, Edmund, de atunci am mitit. Dacă ai fost pe live și ai văzut câte vrăjești te fac în 4 ore. Yaman, Pepsi Max, Calistrat, Hogas. Nu, bă, Pepsi Twist numărul 1. Bă, înainte eram fan lover boy Coca-Cola. Dar de când am dat de Pepsi Twist, că m-a convins un mare prieten de-al meu pe care îl cheamă tot Șerban, dar nu Șerbanul de pe chat, zic, ia bă, bea și tu niște Pepsi, ți vezi că e mai bun ca și cola. Nu, bă, zic, nu-mi place Pepsi-ul, că Pepsi-ul e așa parcă mai de săraci, nu-mi place aroma. Bă, și-am băut. Și de atunci viața mea s-a schimbat. Ce m-am lăsat de mai bine de 8 ani? Așa? Nu vă spirea să iau negoră să-i rubi 2 de pe est? Mult prea mulți pe Rubi Kirin 1. Gata, am rubit tot alea bar cu 30 ca ende și acum pe primul în pădure. Jucam pe Taurus și eu tot Pepsi beau cantități nesănătoase. Mă, da, Pepsi mai bun acolo. Adrian Șerban. Uite, doi Șerbani aici, nu bă, altul. Dacă apare și un Șerban Ionuț, ăla-i. Cola la ce bun era. Mă, nu-mi plăcea, nu mi-era așa premium, dar ăsta are un gust tare bun. Deci a întrebat mampunul. Da, pe show, vor ăștia să schimbe shop-urile 9 septembrie? Nu, 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 am făcut doar un pool, așa să vedem ce preferă oamenii în ziua de astăzi, ce-ar prefera. Ca nu face bani din licornul din citite, e bun cola într-un par de Jack. E bun, e bun, e bun. Chiar da, cu Jack merge. M-am gândit, bă, cum ar fi să fac un drunk stream, bă? La fiecare schimbă dat, lovim o gură de ceva. Dar nu, da, nu, nu fac din alea, mă, că m-ai îmbătat și o-i dat schimbă într-o medie mare și... Chiar nu mai făcut cineva drunk stream pe Metin 2. Fac cont acum, îmi pun Pepsi par de cola. Bă, nu-i posibil așa ceva, Haules. Ai încălcat legile universului. Cu un rom mai repede, drunk stream dau metal în beta. L-ați-o făcut deja. Amor. Dau metal în beta. Te-am pe Șerban pe aici, mă, bate și el. Crocodil mai mereu. Dar e la nivelul ăla de drunk sau nu? Crețu? Da, bă, ce mai face Crețu? M-am zis că tot făcea live-ul din la cu păcădie, deci m-am oprit din am uitat la el. Bă, 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 o știre nouă, bă, bă, haide, capul meu vine să cred când am văzut, mă. Bă, fiți atenți. Am văzut că ăsta, Locu4Gaming, mă face pe TikTok cu private. Se joacă tot fel de private pe TikTok uneori? Acum abia ce-am zis, bă, și ai ieșit scris. Tu de cine zici, Haulesule? Deci ăsta am văzut că se joacă, bă, private, cum îl cheamă, Locu4Gaming, sau face promovare la ele. Bă, stați așa că mă sună când vă, bă, ai de puii mei. Stați așa. Thank you.
Gata, bă. Gata, gata, gata. Doamne, ajută-ne. Unde-i? Tum, 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 tum. Ok. Ai, bă, bă, am reglat spătarul ăsta la scaun și acum așa stau pe el, zici că sunt ceva baron. Dar nici nu-i tare confortabil pentru spate așa cum stau eu acum, dar... N-am ce face. Bun. La 30 de euro, 2 ore de live, m-a jucat și eu. La cine? Ce-am făcut 8 ore de live. A uitat să închide la razador, bă. A rezolvat. De cine zici Bondixe? Te nasc pe cap de crocodilul de aur și la țărân, dar când dai drumul, te duci din țățăra, nu vreau să am plan la pământ și crocodilului de... Mănâncă picioarele, eu știu asta cu crocodilul. Bună asta. Ce faci că atâtea citite? Le ținem pentru strănepoți. Bă, a început mă derbiu. E mai popular ca Super Bowl-ul, mă, ce-a fost acum de ceva timp. Breazla Pong a declarat zbăi Breazla Ping. Băi, 43 de ani cum merită? Mersi acolo de susținere, man. A fost Super Bowl-ul, mă, la 1:30 seara a fost la noi. Acum auzi la Bobonete? Am văzut atâta de la Bobonete. Era face puncte de mileșar probabil? Da. Nu ți-ai pronunțat spre atât, eu am de la 12-14 pe live. Bă, mi-au scris și mie băieții pe Discord să promovez ceva servere, da? No. Bă, nu tot în viața asta e despre bani, ok? Ok. E 7 ceas, încă o oră de farm, dar nu mai am unde pune cititele, mă. Trebuie să arunc licorile, n-am ce face. Mă, o să am atât de multe citite încât o să citesc limbile astea cu citite, deci cam așa ceva o să vreau să fac. De la una noastră, că se întâlnă la Super Bowl. Ai dreptate, Nico, ai dreptate. Doar 4 sferturi? Cât îți gheorțe e Matsu? Pă! Lasă Super Bowl când o recepe Super Metin pe Tiger? Mă, ce-i asta? Dai pisap, ai de capul meu, haulesule, dar nu cred că am notificare pentru așa ceva. Trebuie să se aude ceva. Nu se aude nimic, mă. Pă, haulesule, mersi mult! De susținere, mersi mult de tot. Super metine, aia zic. Când îți găuță e mață, crede-mă că faci. Bă, da, nu știu ce să zic. Poți să găsi și altă metodă să faci bănuți, nu doar așa. Ok. Bă, aulesule, mersi tare mult încă o dată, mersi mult de tot, mult de tot. Pentru susținere. Deci, notificarea aceasta... E new type sub. Trebuie să pun animație și la ea. Nu știam că există așa ceva. Mersi mult de tot. 7 euro. 19k damage. Faci bani din Pepsi că acum e sticla, sticla e 12 lei. Mă, noi nu prea facem bani din Pepsi dacă e sticla 12 lei. Așa. Ți-am dat din abonament? Mersi mult.
Zic că am nou cu type stream ăsta, nu prea știu exact exact cum funcționează. Mersi mult de tot. Ce căcat am. Nu știu ce ai dat, de aia zic. Nu am vrut asta. Live-ul trecut de așa mai faci content? Bă, Andrei Trofin nu mai are rost să bag acum medalii eroi pentru 2 ore de farm. Nu mai bag medalii, știi? Ei, bat așa doar. Am vrut one time? Păi da, încearcă să redea și mai dai o dată. Păi țin din farm că fac și eu. Unde el cu voi ce mi-am ce respingere, suflet, lupru și atac pe dau 5k pe bucată? Respingeri? Suflu și atac? Bă, dacă nu uit... Lasă tot la tine ajung. Mersi mult, Haule, de susținere. Mersi mult de tot. Mersi foarte mult. Măi, eu tot uit să-i strângă evantaiele astea. Vreau să văd dacă se vând. Văd dacă le cumpără chimii sau dacă sunt pe piață. Ar trebui să-i dau câteva și pe gratis, că m-au ajutat cu pergamentele alea. Dar mai vedem. 34 de like-uri. Mersi mult, mă. Mersi mult de tot. Sper. Băi, intenția contează, mă, Haulesule, mersi mult de tot. E un bax de Adriacola? Mă, Adriacola mai există chiar? Ganu nu prea bate la mitiu să trebuie să prindă carte? Acum nu. 45 de citite... Trebuie să fac un inventar și 4 citite ca să fac 10 oni. Nu? 10 ori 7... 70? Bine zic, mă. Ce n-ai ban calculat? Una, două, trei, patru... 5, adea culoarea cu energizantul la bidon. Mamă, era energizant piston. Un inventar 15. Cum 15? Era bine să se stacheze. Bă, exorcizările se stachează. Exorcizările se stachează. E bine că măcar o chestie se stachează. De la side. În afară de exo nu se stachează nimic, cred că. Mai există Dracula de lămâie. Bă, eu n-am mai văzut Dracula, mă. Este la Kaufland sau la Lidl ceva? Bă, dar bine pică la eventul ăsta, să-mi bat piciorul de nu, a avut dreptate, Tudor. Hai să vedem câte avem de toate. Bă, dar bine pică, mă. Păi de aveam DMG-ul ăla de aseară, rupeam. Pistonul era bombă chimică, mergea cu taicul, eram că și băga piston cu tenul, nu ai scopi combinat. Aoleu! Păi mamă, cum vrea inima 4 ore? Ai link de la MetiWiki pe Discord? Nu am link, dar MetiWiki se găsește ușor. Meti2Wiki, găsești și în limba română și în engleză. Era Speedy Gonzales, erai Sonic Underground. Eu n-am văzut, te mai văzut cola cu lime, există? Cred că da, am văzut eu cu lime, da, există, există, există. Ori de acum mii de ani, ori proaspăt. Vrei să faci când este imediat de faci geo? Da, 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 da. Mă, ce am vrut să zic? Bă, mergeam la fotbal. Opa. Trebuie să închidă. Bun, 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 bun. Bun, techiule, se rezolvă. Uităm cum citit. Deci mergeam la fotbal, bă, și jucam cu niște băieți. Cum să le zic eu lor? Jucam cu niște băieți de aia 5.000 cu 10.000 de euro. Bă, și tot timpul vedeau cu energizant piston, mă. Bă, erau căldură afară și aia beau piston. Bă, muream când îi vedeam numai. Au băgat ăștia Pepsi cu mentă și mango.
Cam sus, dar acceptabil. Pepsi cu mentă și mango. What the fuck, ce combinație. Înseamnă că ai mai mult la 12 plăci și lei bidonul. Toată lumea a crescut cu Adria portocale cola. Adria, da, 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 da. Mamă, mamă. Sucul copilăriei. Pepsi-ul ăla cu ghimbir, zici că era pământ. Pepsi cu ghimbir, mă. Gușteri? Nu pot să le zic. Dar ați prins voi. Cam cum dar m-am învățat și nu stau fără. Bă, când te obișnuiești tare cu sucurile, e destul de rău. Că așa am pățit și eu. Mă mai trezesc. De exemplu, în seara asta de la 9 merg la fotbal. Bă, după ce vin de la fotbal să mă bată tata, mai bine beau Pepsi decât să beau apă. Deci setea aia așa de tare o potolesc cu un Pepsi din numai. Oameni de culoare indecise. Bă, să zice că aveau culoarea un alb mai închis. Erau de culoare alb închis. Mai prăjesc amintitei. Fruity Fresh. Bă, și Fruity Fresh, da. Mă, Fruity Fresh-ul vezi că e bun. Vorba lui Howless ăla cu zmeu răcimentă. E bombă. Este 400 de pe unul, dar numai pe suc. Așa mult, Bondixe. Auleu. E cam mult. Tem, 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 tem. Fruity Fresh, deci plec acum să mă mut în el. 12 lei o sticlă de Fruity Fresh, bă, deci mi se pare ireal, mă. Salutare, Adeline Iago, salut, salut. Geaba că tot mai bine intră un Tuborg. Bă, da. Tuborg. La Cosmin Roșu, mintea cel mai bun sub 2024, îi dau halbă de aur. Băi, aveți de vânzare o platformă pe Ruby? Bă, George era Mr. Cooler sau HX Metin 2 vindea. E 10 lei, costă 2,5 ori 30 de zile. Ai de pușca mea. Băi, un cola din ala pe zi? Bă, ce naiba am vrut să zic? Bă, mi-am pierdut ideea, mă, și aveam o idee bună. Bă, gamiaș! Hai, nu mai știu, mă. Am vrut să zic ceva de legat de sucurile astea. Omul bea 3 litri de Pepsi pe zi. Bă, cam mult, mă. Cam mult Pepsi. Și unul de apă. Se spartă supapa, bă. Și s-o spar presetupa. Ți-o dereglat ăștia presetupa. De-aia bea atâta, cred că bonding se. Te-ai la schimb cu una pe Tiger? I don't know, bă, vine lumea aici. Hai, bă, ce mă enervez, am uitat ce am vrut să zic. Am să calculez cât apă beau și supăr că îmi calculez cât îmi cumpăr mănușă pe metin. Hai de capul meu. O minciună 100%. Ce vi se pare așa mult? Păi, bă, eu beau ăștia 2 litri jumate de sâmbătă, mă. De sâmbătă îi am. Reclamă la cola. Reclamă la cola și eu beau Pepsi. Mersi mult acolo de like-uri, mă. Da, mă, de la nou am zis că mă duc la fotbal. Dar ce legătură avea cu ce am vrut eu să zic? Ok, trecem peste acest moment. Nu mai are gust. Eu o să zici că bag licor mov. La 3 sticle de Pepsi bagi 10 euro pe metin. Hai de capul meu, bună comparația. Eu beau foarte mult și nu mă ține sticlă de 5-2 zile. Bă, destul de mult. Dar bei singur sau mai ai pe cineva în familie care bea? Că atunci da. Nu mai când apăs click pe ele. Bă, dar bine pică, mă. Bine pică, bine rău de tot.
Singur? Oh, wow, wow, mai dureros. El și cu el? Ah, voi doi, tu și cu tine. Tu cu tine bezi 2 litri de Pepsi pe zi, așa-i? Ăla-i de 100. Întrebarea, mai ai neamuri ca tine? Ceva de genul, cred că a fost întrebarea. 2 litri minim la zi? Te beau de la 0. Oh, pe dacă bei din ăla 0, clar e altceva. Ce să mai au ăștia de la Cola Vânzării? Mai bine apă decât de la 0? Bă, recunosc și eu aici, de acord, te-și dau dreptate lui Tudor. Bă, Pepsi 0 sau Cola 0? Ai de pușca mea, mă, cel mai rău lucru de pe lumea asta. Așa ceva nu există. Așa ceva nu există. Alea 0 sunt zeamă de varză. Vreți să discutăm despre super live-ul ăsta? Mă, discutăm și noi despre una alta. Cola conține 300 de grame de zahăr și Pepsi 23. Să mor de dum fiecare zi. V-am deja avut, parcă am fost în tine cu o săptămână. Bă, a fost, chiar a fost. Cred că nu. Sper că nu trăim toți într-o bulă din aia universală și suntem prinși. L-ai sponsorizat de Coca-Cola Company? Coca-Cola Company. Pepsi. Deci, mamă, ce-i bun e bun, ce-i bun și lui Dumnezeu îi place, deci, na. Prea bun. Sponsorizat de PepsiCo. Suntem toți în Matrix. Auliu. Cum era la cu parpala acum? Era cu parpala, cu parpala acum. Parcă sunteți din filmele Matrix. Auliu. Auliu. Matrix. Matrix. Deci că sunteți din filmele Matrix? Aulu! Gucci? Gucci. Meme crossover? Se intră pe un căhâdoie. Bă, deci așa îmi place să farmez, mă. Așa chiar îmi place. Nu mă obosesc ca așa seară. Cu 8 ore de farm și n-am făcut nimic. Aici sunt metine. Este distracție. Să dansez, să mănânc, să beau. Și să am la mine un bănuțaș, dragă. Că mâine, da. Mâine mai e și un dolar, un euro. Bă, l-au murit, bă, care zice treaba asta. Să joc la rulotă? Să mă dau cu mașinițele, să câștig la rulotă. Clasice astea, mă. Bă, astea rămân negura internetului, mă. Deci astea, după ce mare generația mea, nu le mai știe nimeni. Să rămână în analele istoriei, dar cunoscute doar de noi. Suntem niște istorii umblătoare. Salut, așa, aveam o întrebare. Un pet tip 6 razador doar cu două scriuri. Poți să deschizi cumva și al treilea sau rămâi doar cu două? Merge secundele. Mă, nu cred că poți să deschizi al treilea skill, nu? Nu cred că există așa ceva. 38 de like-uri, mersi mult, boys. Imediat ne apropiem de 40 de like-uri. Nu poți, da? Deci nu se poate. Încă un lor 3. Bom. Bă, e pornită luminița asta, mă, de la căști. Hop, gata.
Altceva, altceva. Dacă schimb tipul, îți dă și numărul de scriere aleatoriu. Gata, nu vezi Discord? Băi, imediat, haules. Haules, baules. Nici nu mi-a pornit Discord-ul. Astăzi n-am pornit PC-ul, mă. Ba, am pornit dimineața PC-ul și am făcut videoclipul, dar nu am intrat pe Metin. Că era mentenanță, nebunie. Știu ăla, taules. Am doar 2 minute și deja am început să pun cititele în curia. Bă, și eu până nu de mult aveam doar 2 inventare, dar vezi că te ajută destul de mult astea, mă. Am băgat vreo 50 de ani să-mi deblochez inventarele, dar au meritat. Mai am loc în curia și eu? Da, mă, eu mai am loc. Cât ai făcut, Tudore? I-am făcut 40 până acum. Pulă seara, mă, ho! Pulă seara, ragații! Fetița Fashion, oare ce mai facem? Ai de capul meu, cred că e mare acum, mă. Cred că e mare acum, fetița Fashion. 39 de like-uri, mersi mult! Cât costă să deschidem metalul full? Bă, Kira, costă 81 de extinderi, dacă nu mă înșel, ai nevoie. O deschidere îi 40 ca aici pe Kirin. Deci poți să calculezi. Undeva la 4 ori 8, 32. 3, ai de pușca mea, am luat brain damage. 81 de chei s-a deschis tot, da, 81 de chei. Cât vine Niang, mă, la 40 caca? Cam un plământ și două coaste. Am făcut eu 55 în oră jumate, wow, pă, bine rău de tot, mă. Ia, mă, că am bătut din ăsta de 120. 3240, dar nu-i bine, că nu are cum să fie 32 de oni. N-are cum să fie 32 de oni, mă. 32 de oni? Nu. Dar nici 320 nu s. Cât vine, mă? Unde sună 10 oni, mă, că vreau și eu? 10 la 2 oni sunt? Păi chiar m-aș lua și eu dacă sunt 10 la 2 oni. Se face update la Young One. Simona, nu știm încă nimica. Așteptăm să se anunțe ceva oficial. Așteptăm să se anunțe ceva. Ci că s-ar face, ci că nu s-ar face acum până nu-i update-ul băgat și... Bă, am luat 2 carte a uitării. Ok. A fost cel mai uitat eu? Hai de pușca mea, deci te-am luat și eu. 10 la 2, 1 la 20, caca, extindere, ai de puii mei. Mai deschideam niște inventare pe Ninja. Tum. Uite, mă, are ceva sticlă mai sunt? Păi, eu am sticlă, dar e bazar. Chiar, mă, stai așa să văd, că doar așa manca e pe dreapta aici, pregătită. Pregătită de acțiune. Dar să vedeți și voi. Să vedeți și voi, zic, nu? Extinderi? Altele, EX. 9 la 4 ani. 9 la 4 ani. Da? Ți-a trimis cu Cătălin, deci băgați-i cap în ciorfă. Cătălin, talent. 125 ori veselă plus și la cheile sunt inventarele. Băi, eu le-am luat toate cu ani aici.
N-am ce, eu am la cuon. Eu singurii bănuți ce-i bag în maintenance cu shop offline, în rest nu prea. Nu prea stric pe prostii, dacă pot să fac în joc, de ce nu? Mi-a cumpărat aia că nu are bani de la pensie. Opa, salut, salut și baftă. Mersi mult, Alex. Bună seara. Bine te-am găsit pe stream. Așa, să bag și ăsta. Pe pregătarul ăștia, cred că-l știi. Cel mai mare e pregătar. Mafia orezilor. Orezilor. Orez cu lapte. Să mă bată, tata, am lăsat toate becurile aprinse în casă. Eu stau în cameră. Ok. Le vin să-l folosești? Le vindem. Trebuie să faci niște bănuți. Le vindem de data asta. La TQ o să-i vindem câteva, că avem o cerere. Cumpere Alex. Așa. Tum, 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 tum. Nu, nu, cât e unul? La un won, 7 bucăți. Ăsta e un video cum arăt. Uite, dar voi să mă le... Secunde să văd un mesaj aici. E ok. O farma cineva la coruri înfermecată. O farma cineva la side-ul cu coruri. Cred că ar merita și un farm la side-ul cu coruri, nu? Stai 4 ore, faci 200 coruri. 200 de coruri, să scoți un legendar. Dar pe Ruby poți să transferi contul pe alt server? Nu, 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 nu poți. Poți să vii doar de pe serverul solo. Ai aproape 6 ore acolo, e GG? Da. Vreau să fac 10 ori măcar. Trebuie să mai eliberez un pic de loc pe aici. Bun. Sigur, sigur, halesule, trimite-le acolo. Imediat un inventar. Așa, lejer, stând pe spate. Vă vedeți că... De fapt, stai că nu sunt misiuni bune acum. Doar astea cu șefii. Nu prea merită astea făcute. Eu am ieșit să las cititele, sper să găsesc copacul rapid. Gata cu locul? Ai umplut inventarele alea. Să pui pe alea să vadă beții. Bajad. Da. Cum prindea Bart hackerii? Oare dropurile la side-a aceea șanse de drop? Bă, Crixie, nu. Și pot să confirm la cât am farmat. Deci am făcut într-o oră jumate 41 de citite. Nu cred că e același drop. Sincer, cred că vreștea e mai puțin. Tum, 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 tum. Uite încă un citit. Imediat, imediat, Haules. Știam că o citit. Am văzut. Dar și vrei și o M10 sau G1? O să las așa M7. Oare dropurile să aia așa? Mamă, ce drop? Bun sau rău? Stai așa.
Dar nu știu cum să fac haules, că se vede... Se vede Discord-ul, stai așa. Stai un pic. Să-l găsesc, să-l pot pune ăsta și pe un cont de nivel... Uite, m-am citit. Ai, ce-i cu drop-ul ăsta. Cel mai video vechi cu Metin 2. Așa. A, ia uzi. Cine recunoaște personajul? Filmare de 30 de secunde cu Fraps. Bă, duc în pula mea, nu vezi? Să taci. Epică. Am reușit. Așa. Scânteie. Mamă, dar ce vechi, mă, de când era pe dracu, mă. Ce o trecut timpul. Să opresc desktop-ul, uite-o. E real de nebun. Mă, să zicem că da. Vreau să zic că n-am pus așa pe dracu 8-9 ani. Măi, vechi tare, mă. Cred că ăsta am citit, mă, Tibi, 7 citite la 1. Am întrebare de severul Rubi, dacă lucrez de luni până sâmbătă de la 8 la 18, ajung acasă să prind eventuri bune de la 19 la 1. Bă, Cezar, poți să intri pe tabel, pe serverul de Discord din descriere și o să vezi acolo eventele permanente. Prins evente bune, da. La evente permanente e acolo un tabel. Așa. Are rost să mai bucur la curele dore când mai pică, cum era în anii trecuți. Nu mai. Dar să știi că și eu le mai strâng când fac razadorul. Le mai strâng și le pun acolo, că nu s-a atâtea pe piață. Abia ce se înveție pe temporare că e moartă piața, mă merge mai greu. Nu uită mă că nu sunt metine. Ba uită mă cu petin de 100 așa. Ce m-am plictisit? De ce, mane? Că aș da un plumb rotund. Încă un citit, aia zic, 45 de citite, mă, într-o oră jumate. 45 de citite într-o oră jumate.
Fac rasadorul ăsta că știu, este în fiecare oră. De o săptămână și ceva. GG. Asta înseamnă să fii persevere, nu? Primești monetizare de la YouTube? Da, dar e nesemnificativă. Nu îmi plătesc nici curentul de la astea două monitoare, mă, ce merg non-stop. Mi se pare, vreau să faci razadorul, faci o leșcă acapă cu fac și treci că te costă permisele. Da, bă, Tudor, dar știi de ce merită? Că e permisele de pe site cu ăștia. Cu banii de YouTube își plătește hostul pentru serverul de, de Hamachi. Hamachi. Bă, Tudor, biletele se iau de aici, bă. De aici, de la permise de trecere și ei cu 59 de MD-uri, 25 de bilete. De-aia merită razadorul. ...25 de ranuri la 7 caca cufărul. Tot acolești că trebuie în voucherul. Da, dar dacă prinzi ăstea la reducere... ...dacă prinzi ăstea la reducere... ...știi? Au fost când au fost permisele la reducere... ...MD-urile mai ieftine... Pe carpa din 25 de bilete pe un cont. Uite, vezi? Ești undeva la 20 de oni pe 25 de bilete, cred că. Nu prea mult. Cred că 15 oni. Cam așa, plus că poate ai șansă și ei și la Lord 3 un legendar cum am luat eu și la 3 oni. Poate mai iei o marcasită galbenă clară. De aia încă mai face lumea. Mamă, hai să fac eu loc în inventar, mă. Trebuie 70 de citite să fac 10 UN, da? Facem investiții să iei de ori după răvășire când se ieftin și astea să se vezi biletele pe site. Mai bine se vinde ora zădor cu nemeriu aici pe carpa. 250 de lor 3, 3 ochelari de citizi, 0 core depinde. Cine știe, știe. Cine e pățit, e pățit. Eu din 200 nu am prins măcar un core din ăla. 10 aici. Stai să văd ce să-mi bag aici în ăsta. Inelele de teleport. Hai să arunc și din licori. Am dat citit, mă, nu am dat. Dacă ești pățit ca mine, se merită. Cam da, nu prea merită, mamă, deci am umplut deja inventarele de citite. Păi de argint, plus câte curau de pe tine, plus 8. 45 de citite. Să aruncăm licorile astea, mai facem încă 25, să fie fix 70, sau câte mai apucăm până la fix. Mă, uite-vă ce e activă lumea pe chat, mă. Se ceartă, dar asta e. Dacă e pus mai mult loc din metal de la curia? Cred că da. Cred că da, Cricții. Ori îți trebuie altă curia. Uite încă un citit. Că și așa răzdorețe prima oară când ajung la nivelul ăsta primit din 2. La fel ca mine. Same. Same shit. Dragonul e destul de greu, mă, dragonul e destul de greu, dar merită făcut. Eu tot fac cu TQ, mă. Facem în 2, rapid, în 5 minute, numai că e mai greu cu răsucitele. 45 de like-uri, mersi.
Uite încă unul, mă. Ai. Îl faci singur, Șerbane? Adică tu dorem. Deci careva ce s-a băgat la mentenanță, nu s-a anunțat nimica. Nu s-a anunțat nimic nici pe Discord. Sorau de 7K, hit ninja 7. O, pe el faci bine, înseamnă că. Dai bine rău cu Surau. Ce mai fă nume pe Metin 2 văzut? Bă, nu știu. Cel mai fan nume de Metin. Ce trebuie să fac să fie Metinele? Bă, zice, uite, nu e un timp destul de mare. E ok. Uite încă un citit. O să am așa multe citite că nu o să mai pot da jos de pe mount. Nu se prea cumpără totuși? Apoi îi de deschizi, poate îi învrăjește ceva. Eu nu pe Tiger nu știu, sincer, cine e, dar mereu când îl văd. Am avut o săptămână pe shop și până la urmă le-am deschis. Măruță baby. Măruță baby. Mă, nu știu cel mai fan număr de fan. Cel mai amuzant nume de... de jocator. De șaman că am văzut una odată. Avea numele Gumița Mov. Mamă, mă, dar pe pică unul după altul cititele, mă. Ar fi. Ah, murim. Un murdar. Mamă, omida. Decente, decente. Dau cu furca? Dau fin prea divin. Ăla era numele de CS16. Sau trag HD Mori 3D. X toxic sau liniuță toxic. Cele mai clasice nume de pe CS16. 5 citite. 50 de citite deja. Traficantul de pufuleți, top G. Traficantul de pufuleți era tot timpul top fragger. Traficant de mentosane mai era, bă. Pe CS16. Traficant de mentosane. Creativi. Pe CS16 zombie, modul ăla de ce trebuie sau furian. Erau. Old school. Trag HD Mori 3D. Trag fin prea divin. Trag fin prea divin. Aud culori era nume de șmecheri? Da, aud culori. Păi ca și ăsta ce e și youtuber, văd voci. Dau fiind prea divin. Clasic asta. Văd, voi mai face ceva? Bă, nu l-am văzut. Două secunde să dau un mesaj. Chiar
Chiar n-am văzut mai mult clipuri de rele să faci public și s-a lăsat. Am ținut că jucam într-o vreme și private și de toate. Nu mai au licori verzi, mă. Păreri? Cheamă pe tu, i-am dat acum. Încă un citit. 51 de citite. Deci văd voci, seamănă un pic la voce cu Croco. Nu știu dacă mi se pare numai mie. Dar parcă seamănă un pic ca Croco. Cât eu am citit pe Ruby, 7 citite, un won. Cam așa e prețul, cam așa se vând. Aproape 50 de like-uri, mă. Vreau să zic că seamănă cu Eriticu, nu cu BBZ seamănă. Bă, deci cu mie cu Croco mi s-a părut. Cine e Croco? Crocodilu! Ce faci, padule? Ce faci, padule? Tân, 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 15 caca. Da, da, da. Bun, bun, bun. Încă 16. Încă 19 citite mai trebuie și facem 10 unii. Aștept să prindă clima ta 40 plus. Hai, bă, și eu aștept, mă. Bă, aștept mai mult ca tine, mă. Ok, hai să așteptăm împreună, zic. Până vineri. Vineri mai dau o serie de schimbări, mă. Vineri. De la ora 1, nu știu, sper să nu fie plin la Vrăjește. Să pot farma cât mai multe și mai dăm o serie. 520 sau 535, cam așa are. Ce vrei să investești unii? În echipament pe Ninja, cred că cel mai probabil o să-l investesc. Să pot face NMR-ul, să mai fac și niște bănuți de acolo. Uite ce e cu steagul de greacul la titlu? E un curcubeu! Nu e steagul de ghii. Cum vezi cititele? Negoț, 7 la 1. Se pun în negoț 7 bucăți la 1. Bun, bun, bun. Nu-i rău? O, chiar nu. Nu e rău deloc. Ești bosniac? Da, cum ți-ai dat seama? Găsești rapid cumpărător la citite? Chiar am găsit destul de repede. Am mai farmat și data trecută luni, adică am farmat niște citite și s-o dat destul de repede. Am avut 22 de citite și le-am dat pe toate. Deci pică mult mai bine, exact cum o zis Tudor, pică mult mai bine cititele la eventul ăsta de 4 ore decât ăla de 12, mă, să-mi bat piciorul de nou. Așa bine n-o picat de mult cititele. Mai bulldoz, mai bulboz decât Niac. Bă, deci am văzut un jucător în toată pădurea, mă. Iau și eu 50. Vrei să le cumperi tu? Din păcate, ăstea-s deja promise, îmi pare rău, Ilie. Sorry. Deja i-am zis că îi le vând lui TQ. Sorry, sorry, sorry. Ți le dau eu, fra? Ia uzi, bă, Ilie, ți le cumpără, ți le vinde Tudor. Citit.
păi ne vedem bazar. Da, bă, vezi. Ai văzut cum se vând? Dar la mine 6 un 1. 7 așa e piața, că la e prețul. Un FMS bun pe cine te găsă și eu? Mă, mai greu. Trebuie să ți-l faci, cred că un FMS e super bun. Tem, 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 tem. Încă 17 mai trebuie. Bă, mie mi-o dat mesaj TQ pe Discord că vrea să le ia el pe toate și na. Dacă omul a zis primul veni, primul servit și asta e. N-am ce face. Poate la următorul event. Poate la următorul. 10 ani în 2 ore. 2 ore jumate. Hai să punem că încă 15 ceditele mai fac în jumătate de oră. Salut și respect, fratele Gano. Salut, Claus. Salut, Claus. Salut, salut, salut. Mă, încă două like-uri și facem și noi acolo 50. 50 de like-uri. Tem, 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 uităm cum citit. Așa. Pune și ăsta în inventarul 3. Nu te lași atunci să fie la următor event. Ok. Bine, Ilie. Deci, be careful sau cine ești, oare? Cum ai zis, am încurcat pe veluși primul venit primul serii, parcă te dea pe veluși la kill. De ce ai scris kill cu 2 de L? Tupaco minus 96 cumpără 7 la 1, îți dau 7 la 1 dacă le iei pe toate și mai am imă 200. Tem, 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 tem. Ca să nu scriu kilograme, mă gândea că ai scris kill cu 2 de L gen to kill. Te-te-te-te-te-te-m. Așa, să bagă mistrețul. 45 cu 10, 55 de citite până acum. 55, bă, nu-i rău deloc, mă. Două secunde să vădă ceva. O, oh, mai intrat. O, mai intrat, băieți, pe serverul de Discord al Rubii Chirină. Decent, decent. Bun. Hai mă că mai am și eu până la 8 și 20, cam atâta, mai am timp. M-a apucat ieri și eu? Serios? Ai intrat acolo pe Discord? Ți-am vândut 2 purcei? Aaa, tu ești Dark Wizard. Tu ești. Am înțeles, am înțeles. Am făcut 1230 de abonați. 1232 chiar. Mersi mult de abonări. Mersi mult de abonări acolo. Și imediat 50 de like-uri. Și aproape 55 de citite. Te-te-te-te-te. Avem niște Pepsi, Pepsi, Pepsi. Ok.
uite, citit tu pe Clean Chef, bă, se vând de 7 la 1 sau 6 la 1, depinde cum vrei să le dai. Dacă vrei să le vinzi repede, le vinzi 7 la 1, dacă vrei să vinzi mai scump, 6 la 1, dar le dai mai greu. Depinde de tine. Mersi acolo de like-uri. S-a dus și ultima licoare verde de pe cont, ai de puii mei. Să mai bat și metinul ăsta și să merg până la baie, că a lovit la suchiară. Bun, hai că revin. Dat citit? Nu a dat. De la Tomb Raider în item shop? Oare ce? Că nu mai știu ce am zis. Verzi? Da, ai dreptate. Ai de capul meu, da, mă, ai dreptate. Obiectele mele. Uite, mă, zice licori verzi, o piatra lunii aici, frumos, pentru zodiaca asta ce trebuie dată la plus 9. Ce mai am pe aici? Leac necunoscut. Ce mai am? Cam atâta. Numai sărăcii. Din item și vreau să le iau. Aici, mă, ce bune eu sunt bune și astea, vezi? Când ești în criză. Așa, stai să dau și un iureș. Bun. Așa, s-a făcut 55. Mai trebuie încă 15. Încă 15. Metinele de 100 sunt aici sus. Uite și pătrunderi. Tacuri site. Ok. Putem face în 20 de minute oare 15 citite sau nu? Sper să da. Asta nu a dat. Vrei să ne-am 5 minute, îți dau și garanție. Dar nu am bani, nu vreau să dau bani pe schimbări în orisoane, că le fac și eu. Nu prea. Nu prea mă bag. Că ar trebui să bag sincer orisoane aici și aici, dar mai aștept un pic, Mai aștept, poate. Poate trebuie să mai aștepte un pic itemele ca să prindă niște bonusuri bune, cine știe.
Încă 14. Încă 14. Dubin, Mythic Copac, PVP 40 de uni, a, cumperi. Am crezut că se vinde, uite mă, vedeți că e activ chat-ul, nu tot stau vițiu revenit. S-a oprit din farmat probabil de la celeuri. Bă, mâine, nu știu dacă facem live. Nu știu dacă facem live mâine, poate mai pe seară dacă e. Dar facem vineri, vineri după masa de la 1, adică vineri de la 1 ar trebui să fac live, pentru că la 1 începe eventul cu Vrăjește. De acolo încă un metin. Bless aici. Opa, încă unul. Bă, dar bine o picat acum astea trei. Vine rău de tot. Încă unul aici. Dacă aș face 63, aș avea 9 oni. Deci minim 63 trebuie să fac. Hai să dăm un logout, să intrăm pe alt căhâm. Că văd că aici au bătut băieții metinele. Aceeași 3. Bun. Și aici le-au bătut, hai pe cea 6, că acolo tot timpul sunt metine pe cât 6. Așa, dacă ai mai dat optorii la cititerii, să și unde erai acum, dacă în loc de farm la... în loc de farm la Vrăjește, mă, vezi că Tudore, vezi că până acum am farmat la citite și la citite, doamne, la Vrăjește, adunat pe live-uri vreo 40 ceva de ore. Vreo 40 de ore, mă. Îți dai seama. Aceam elixire și citite pentru tot serverul. Chiar dacă le dau eu astea la pet, crește tare petul. Crește ceva. Le dau la pet când trebuie loc în inventar. Și am făcut o misiune zilnică. Distruge, cumpără, nu. Termină hrănire însoțitor. Apă, Young. Ok. Am cu dezambalează un obiect. Da. Bun, încă un citit. Hai mă, că mai trebuie să mai fac încă 11. Încă 11 în 20 de minute. Sper să reușesc. Hai lei că-ți dau 7 în urmă, ce să zic. Dă-i tu, Dore, că e jucător începător, mă. Dă-i. Aoleo. Janez Romanes. Janez Romanes, mă, eu știu în țigănești un jurătură, dar n-aș vrea să vă învăț. Că e tare urâtă, mă. Salut, Chero, și mersi mult, mersi tare mult de susținere, mă, mersi mult de donație.
trebuie pe CH2. Ai găsit-o la un lot șamanul ăla, mersi. De-aia am zis că am văzut cum strică piața. Ai mai prins pe Epic Live cu Metine? Salut, Revo, nu am prins. Aseara am mai dat niște vrăjește și o să mai dăm vineri. Mai facem live și vineri și o să mai dăm o serie de vrăjește vineri. Sper să fac 80 de vrăjește sau 70, 70 sau 80, dar trebuie să mă uit. Ca să fie exact 600 de vrăjește după aia, mă. Și acum ce o să spanez în jurături ca să vadă dacă o ghicesc. Succes, mersi mult! Bă, Kira, e o înjurătură atâta de urâtă, e mi-e și rușine să o zic pe live. Și sună cam așa. Vă zic numai înjurătura antigănește, mă. Ți-r dau o cartu unui locardaco. Dacă ghicește cineva ce înseamnă astea, mare, mare minune. Așa, bă, mai trebuie încă 11, ceva cu cardori. Nu ghicește nimeni asta, mă. Mersi la fel, boxul. Bă, hai, roganule, am intrat și azi pe Kirin, spor la farmat, mersi mult, Paule. Spor acolo la joc. Bă, dacă te văd prima punul și așa, o să vă mai dau aure, tăișuri de astea ce mai pică mie prin fermecate, vi le dau vouă. Să vă ridicați și voi. Cred că e ceva cu prinde regele. Bă, ești pe aproape, mă. Deci încă o dată. Ți-l dau o cartă, nu-i loc cardaco. E cea mai... Bă, nici în română nu-i... Nu sună așa de urât cum sună în limba lor, în limba celor de alb închis. Așa, bun. Încă 10 vrăjește mai avem de făcut. Strâng și pietre spirit și pentru playerii noi. De alea nu. Uite încă un citit, mă. Bă, dar de unde e atâta drop? O veni Chero cu norocul. Aici 2000 tine, dar cred că e prea departe unul de altul. Da, trebuie doar să mă mulțumesc cu damage într-un metin. ...61 de citite concentrate până acum. Nu-i rău deloc. Nu-i rău. Așa. Nu odat. Uite aici încă două. M-am făcut ceva flower power, 792 de flower power și... Mama, am uitat să dau ambalaj la ciocolata asta. Hai că e bine așa, măcar am văzut acum. Asta mai durează 14 zile. Trebuie să le bag pe sura și să le colectez. Bă, deci eu nu știam că din cutie cu ciocolată pică niște elixire. Elixire care se stachează, mă. Se stachează elixirul ăla mic de 100.000 de viață. Deci se stachează elixirele alea. Cine am văzut oare? La... Cred că la Yamba. Cred că la el am văzut. Bă, deci ce fain, se stachează elixirele alea S. Uite cum citit. Se stachează de mult alea. Se stachează, dar eu n-am știut. Am acuși de ori de când dau un corul, am avut 5.5K. 5.500 de coruri. Aoleu. Și când pornește se separă câte unul. Da, se începe automat. Începe automat alea.
elixirele când se termină ăla de-i pornit. Încă 8 arme trebuie, bă, dar deci super, super bine au căzut. La câte CGT faci, văd că ar trebui să fie bine și o să faci skill-urile. Bă, Paule, dacă am făcut în 2 ore citite pentru un G, tu ce zici? Uite încă unul. Chiar să iei banii de pe shop. Dacă nu-i shop offline, da. Încă 7 citite. Bun. Peste o oră, pe vremea asta, ar trebui să fi marcat deja 2 goluri. Bine, acum probabil nu va fi atât de ușor să fac asta, mă pun așa că nu e grabă nicăieri. Bă, Paule, vezi că pică super, pardon, super bine cititele și nu mă pun. Mai ales că nu-i multă lume. Mă, să ai plus minus 5 level diferență între tine și Metin ca să ai dubla citit. Să ai grijă, să faci un cont de nivel 10 sau 15. Să faci de 15, dar nu e așa rentabil, parcă mai bine din nivel 10. La nivel 10 ai drop și la alea de 5, și la alea de 10, și la alea de 15. De fapt, dacă stau să mă gândesc, am tot acolo și că metinii de 5 nu apar peste tot și alea de 20 la fel. Ai bine nivel 15, stai nivel 15. Încă 6 mai trebuie. De ce nu apare pe Discord Kiri noutăți, gen alea cu roșu? Nu știu. Nu știu, probabil s-o strica ceva la server, dar cred că voi stagna puțin la level 10 pentru eventuri până strige niște buget. Bă, level 30 îți zic eu să rămâi. Faci level 30, ții acolo un FMS, un rebat și la side-uri, pescuiești și la Jigsaw, mai faci fragmente, te ridici, trebuie să faci niște bani să fac un set de timpul și și după vă ce trebuie. Te ajut eu, bă, când ies din infermecat, dacă vrei să dau eu 10 ca să-ți faci niște iteme pe acolo. Te ajut eu. Bun. N-ai de ce. Să fii numai atent pe live să vezi CH-ul pe care îs să fii depozit, mă pun. Eu îți dau un trigger egal dacă nu ai. Ia uite, bă, îți dă și Tudor de un pet, un mount, dacă vrei. Și eu ce nu știu să-i apătă de la un 10 cam poți, că du-te și bate. N-ai cer la cine trebuie, mă. Care nivel 10 campion, că nu cred că sunt. Așa. Trebuie să cer la cine trebuie, bă, Ilie. Să stai acolo, că eu mă cam mă grăbesc. Mai am 10 minute să fac 6 citite. Dar sensei după 5 vreo 5. Am văzut unde 15 campion, mai pun un polonez din aia. Bă, la noi, pe ăsta. Nivel 15, champion. Ai încă 5 citite. Că 5 mai trebuie. Dar tu când fire te-a apucat de Metin? S-a apucat aici pe Kirin. Îi aduce Ganu aici pe serverul ăsta bun, încet pe toți băieții faini. Așa. Chiar ce mai aștepți? Marea revenire. E liniște, îmi place. Așa, bă, de la o vârstă când îmbătrânim ne place liniște, așa și eu. Ador liniștea și libertatea asta de la side-uri. Uite încă 4. Nu merită ganule? Păi de ce, Chero?
să mai luăm și ginseng-ul ăsta. Bă, să văd eu ce echipe au făcut ăștia. Am jucat o viață întreagă pe serverul goale, nu mai trebuie. Bă, Chiro, sincer să zic, mă, nici n-am jucat pe servere super populate. Dar știu că tot timpul era bătaie la farm și nu mi-a tare plăcut. Păi ce-ai vă stai, să știi cât de bătut e un jucător de Metin. Metin 2 single player. Bă, nu sunt așa bătrân, am 23 de ani, dar mintea, să zicem, că e mai bătrână de atâta. Mamă. Uite aici iteme, mă. Colier de lemn, pantof de bambus, argintul ăsta e fain tare. Nu vezi argintul? Arată-i lui Chiro. Ia bă, Chiro, dacă mai ești pe aici. 2K PV și joacă de ieri. Ăștia 1500 PV, 5 critică, 20 drop aici. 20 drop, 5 daune. Talisman pământ, 20 gheață, ok. Citesc pe wiki, dar nu vă infecționez între piatra sufletului normală și cu plus, e vreuna. Piatra sufletului cu plus e pentru skill-urile astea. Respinge attack spirit și o să ai și ajutor. Vârtej sau ce ui. Ai dat cu cardul. Brățara dintr-un schimb, auzi. O farmă și la eventul cu vrăjește, Chiro. Salut, Kenway. Salut, Kenway, ce faci? Uși așa, GG. Mă, da. Merge, 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 acceptabile iteme. Am înțeles, mersi, n-ai de ce, Kira. N-ai de ce, n-ai de ce. Te așteptăm aici pe server. Tum, tum, tum. Mă, cam enervează unul. Cine, bă? Cine și pe unde? Mama lui. Încă trei citite. Încă trei, încă trei. Deci am început live acum 2 ore și 50 de minute. Bă, deja au trecut 3 ore de stream. Aoleo, ce fain. Adică fain. Dacă e fain, dar e bine că așa a zburat timpul din nici nu l-a simțit. Uită-mă și cititul. E bine că am făcut atâtea citite într-un timp atât de scurt. Mamă, mamă. De la roșii nu prea are ce să facă. E un hodinit. E un hodinit, probabil. Așa. Uite, încă două citite mai trebuie. Hai, de bine, de bine eu mersem astăzi. În 3 ore, hai să nu zicem 3 ore, că nu au fost 3 ore complete de farm, dar să zicem 3 ore, plus minus. Și am făcut 10, am făcut 10 oni. Tu cum ești? Bă, bine, băgăm un pic de farm, mai adunăm niște iteme pentru ninja. Am luat și eu jadul ăsta astăzi, mythic full, cu absorbită la 20 de oni. Cel mai ieftin de pe piață. Și erau și 30 de oane astea. Uite, mă, trebuie un citit, hai de puie mei. Salut, Dincule! Salut, 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 ce faci? Ce faci, ce faci, ce faci? 51 de like-uri, mersi mult acolo. Și pe mine, bă, tot unea roșie, ieri la DT când făceam cor. Cred că s-a încurcat serverele. Mă, n-am mai avut, dacă nu-i polonezul ăla, Pavlev, nu știu cum. Dacă nu-i Pavlev ăla, na. Am mai găsit și eu așa. Mă, eu l-am luat. Dacă nu-l vând la 24-23, o să-l bag pe ninja. O să echipez ninja lău dacă nu se vinde.
Mai am 17 ore de shop offline. Mai am niște cutii pe aici. Trebuie să bag și cutiile alea. Trebuie să refac shop-ul. Că se pare că materie de băgat pe shop, materiale avem. Bun preț? Un preț decent. Preț decent, cred că. Și acum, pentru ultimul vrăjește, mai stau încă 10 ore. Așa prevăd. Voi de oțel cu fără auriu, cu mori. Nu merge. Mare bifnițar de aia nu joacă, n-am văzut că n-are loc de tine. Bă, dar e semi-bișniță, că e cu două tăișuri. Gen, dacă nu-l dau la profit, îl folosesc eu, deci nu e 100% bișnițe. Mai pot ganule? Mă, astea 3 ore de farm, să știi că nici nu le-am simțit. Chiar au fost super faine. Mai o poveste, mai o vrăjeală, mai una alta. Au mers super bine. 70 de citite s-au făcut, 10 oni. Merge. Plus că și rezervate sunt de vândut, le vindem lui TQ, toate. Au mers bine. Altfel farmez pe live, trece chinul altfel. Mă, nu-i neapărat chin, că și off-camera farmez, adică nu prea farmez off-camera, că fac live-uri. Dar off-camera îmi puneam o muzică, un podcast, ceva și mergea. Dar așa la discuții mai o poveste, nu știu ce, e gata. Uite mă, s-au făcut 70 de citite, am și plecat din fermecată. 70 de citite. Mai o gură de Pepsi? Exact. Hai să mergem să-i dăm, mă zice, caca la băiatul ăsta nou. Hai, Paul, la depozit. Bine că ies de gură de Pepsi, că nu știam ce am și mi era sete. Îmi atinde nivel 5. Mă, 70 de citite. 70. Am 108 citite? Total, că mai avem 40 data trecută? Bine, rău. Bine, rău ai făcut. Dacă trebuie cuiva, vin și eu să-mi bagi ad. Hai că-ți bag aduri acum. X-Leif, hai să-i dăm 10 caca. Ajutăm începătorii de pe chirin. Stai să-ți dau, ce să-ți mai dau? Să-i bag niște adaugă la băiatul ăsta. Salutare, ganule, sănătate, spură live. Mersi. Ce mai am prin depozit? Bă, stai aici. Stai așa să nu pleci, ia. Iată ișu. Mersi și eu. Ia de pe jos. Așa, spune să vină bazar la de pentru tigru regal. Du-te în bazar la depozit pentru tigru regal. Pe ce că tu dore? Asta e zodiaca blestemată. Du-te acolo în bazar. Ce așurul depozit, du-te acolo. Zodiaca blestemată, viitorul primar de pe Chirin. Ambasadorul Chirin. CH4. CH4 pe Chirin. Avem ceva la poștă? Poșta e goală, aia vreau să văd. Din bucata mea de câine, de pâine a hrănit și un om și un câine. Nice. Hai, Ilie, să-ți bag adurile, că trebuie să merg la fotbal, mane. Dă aici. Stres și marmură? Sau nu? Opa, pe astea două sau mai ai? Una, două, trei. Una, două. O, și pe ăsta. 4. Stai că n-am loc. Ia-le astea. Ai grijă la Ink, el se ceartă cu toată lumea, dată m-a încetat că nu i-am spus cu câte conturi fac alchimia. bă, prea mult, mă.
De fapt, stai că atâta 2 ani și pentru arcul zodiac, ok? Să-mi zici dacă vrei și... Să-mi zici dacă vrei și marmură. Să-mi dai arcul, că nu mi-ai dat arcul. Nu mi-ai dat arcul, mane. Hai că bag și marmură. Stai aici, stai aici să dau schimbă caracter. Alea plătit, le-a plătit, le-a plătit, le-a plătit. Când e zile că am vins, nu vreau să mă cer cu lumea. Stai că nu am loc, nu am loc, incule. Ai tăiat struțul. Nu, pica live-ul. Pica live-ul, mă. Nu. Nu. Trebuie să mă să iau marmurele din depozit. Mamă, băi, eu trebuie să fiu la nou la teren. Trebuie să iau să bag marmure la băiatul ăsta. Dar ce nu fac eu pentru minunații jucători de pe Kirin? Aici am marmurele, ok. Ia breazlă dacă vrei să donezi. Poate ai nevoie. Sănătate la băiatul cu tigru alb, apreciez mult. N-ai de ce, Paule. Să nu uiți să intri pe... Să nu uiți să intri pe serverul de Discord, Paule. Să vezi acolo marketplace-ul ceva, un alta. Facem acolo o mare comunitate de Ruby Kirin. Așa. O marmură. Două marmure. Ai, ce nu-mi place când am loc în inventar. Să las așa. Lasă aici eu să intru și eu. Kenway, stai așa. Serverul e în descriere. Stai așa că las acum invitația. Două secunde. Două secunde. 1230 de abonați, mersi mult. Se întâmplă să Discord, Paule, că s-au plictisit ganul cu chest, vorbească singuri. Bă, vezi că Kenway acum intră numai. Poți să-mi dai arcul, Wizard. Stai așa să văd unde e serverul. Aici. Mă, nu știu cum e. Kenway intră pe link-ul din descriere, că nu știu cum se dau com, că s-a făcut Discord și atât. Dar ce arc șarpe ai aici, mă, cu 3 medie, 1 abilitate, 1, 2, 3, 4, 5. Hai să-i bag și ăsta. Bun, așa. E șarfă. Oh, da, mă, ai dreptate, uite-mă cât atac are. Toate ți le-am dat, le-ai plătit, mersi tare mult de ăsta, mersi și eu. Încearcă, Kevin, te rog să intri de pe ăsta sau îți trimit o invitație pe Discord dacă nu reușești. Bun, bine, boys, l-am ajutat și pe Dark Wizard. Oprim live-ul aici, 3 ore de farm, chiar fix 3 ore, mă, 3 ore și 1 minut. Băi, de acum, în 24 de minute mă duc la fotbal, în 24 de minute trebuie să pornesc de acasă, la fără 10, cam așa fac până de 10 minute. Băi, mersi mult de susținere, mersi mult lui Kero pentru donație, mersi mult și lui Howless. Kero cu 10 euro, Howless cu 7 euro, mersi mult, mersi mult și băieților care au apăsat pe butonul de like și care au fost alături de noi în aceste 3 ore mete de farm. Prea multe cuvinte pentru un ardelean spus în 10 secunde. Spor la fotbal, sănătate, mersi mult, mersi mult și ne vedem să faceți ce a făcut farul. Ok, băieții, seară cât mai bună, ne vedem, nu știu sigur dacă mâine pe live, dar vineri sigur ne vedem pe live, mai dăm niște schimbări în zodiaca aia bolundă. Mersi, Kenway. Ne vedem acolo. Îți dau grad de moderator, ok? O seară bună, băieții, și spor la joc. Pa, pa.